Bună ziua, ascultați o vorbe, podcastul despre jocuri cu băieții joc, joc de strategie și joc când am chef. Care, care? Nu știu. Exact. Ăia <laughs> sunt. Și ascultați încă o săptămână minunată cu știri din industrie și comentarii spicy, gândite de noi, în momente uh, foarte inadecvate. <laughs> <laughs> Paul, care a fost cel mai dubios moment în care ai avut o, un click da, da, de la de I gotta do it. că trebuie să la ce? o chestie care vrei, o idee, un articol, un text, un ceva o idee, da, știi? Nu am zis când aveai tu chef de red corny. Da, nu, 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 nu. Sunt extrem de multe, inclusiv meme, pe care știi? meme. Ah, fac, tu să fac chestia asta. N-am cui să o arăt, nu cunosc pe nimeni care să râdă la această combinație foarte specifică de Și fac o chestie care mi-a mai mult timp decât merită și o trimit la două persoane. Era poza aia cu mulțumesc și la trei persoane care îmi dau like la da. la, la Da, da. Ăla las eu Dar nu pot să zic una specifică. Adică cred că cred că deja nu e atât de ofertantă întrebarea, pentru că da. cu, cu siguranță cu toți am avut uh, un moment de revelație când ne căcam sau asta, când da. făceam duș. da, deci e deja, nu știu ce altceva Nu știu, am avut un moment de revelație când uh, Bombardam vietnamez cu Agent Orange Și ziceam, trebuie să fac mema asta Iată. Și toată zice, ce -aia e o memă? Am ce e o memă? Cu este, este, 2003, a? ce dracu' ea e o memă? ce tipul băiat ăsta? Richard Dawkins, da, zice da, da de ce de mine, ca, de ca, ca, mecanism de, de memorie genetică și așa. Și după aia în capitolul 6 se spune ceva de căței cu... De, 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 da, pisici? Iată. <laughs> la fel, acel, acel, bărbat care a avut un, un gând anacronic a simțit nevoia să îl spună cuiva și chiar n-a avut pe glob cu să-i o spună. să seama ce china a trăit. să fie o carte în cu uh, the, the Time Traveler's Wife? Numai că e un om care avea să spună o memă care încă nu s-a întâmplat. Da, și are Da. E haios, e un cățel și arde tot în jurul lui și spune că de fine e foarte haios. Ce? Ce? Nu îl Se potrivește în contextul de depresie și disperare socială în care trăim toți oamenii după ce ne-am prins creierul pe internet. Da, fucking ce hell, internet? mă duc în viitor. God damn it. Heinrich din secolul XVII din da, da, da. Imperiul German. Era la acord cu generalii și da. zice, trebuie, nu? A, e internetul, nu știi asta. ce e internetul? Vai. Deci imaginează că ai trăi într-o societate care e atât de izolată, e mai conectată că niciodată în același timp, individual, suntem toți foarte izolați da. și toți trăim o traumă colectivă în care vedem cum se duce în naibii lumea din jurul nostru pentru că noi avem acces la așa, multă, așa multă informație și nu avem ce să facem. Și imaginează că chestia asta ar fi transpusă într-un cățel care stă la masă într-o casă care arde și cu un zâmbet timp pe față zice This is fine. Heinrich, ce până am vorbește? Ai încărcat tunurile alea? Vine să ne atace. Toată mai e conectată, dar cum așa, Heinrich? Cumva prin, um... Nu-mi dau seama cum ar putea fi comandat numai de decât dacă ar fi tuburi peste tot! Și vine o, o ziarul de prin tuburi. tuburile alea! Vine ziarul alea, Heinrich! Vin și desene animate! Ce erau unde se adică, animate în primul rând? Nu știu, cred că am fumat același lucru împreună. Sau e de la Gaz. De pe front Nici măcar E scurul 17 Dragul nici știe mă ceva mă cari, mă cari. De la bălegar De la holeră Am <laughs> tot de sifilis De la de, la de mințile <laughs> Hai un Paris să futem <laughs> Da, cam așa ceva Ar fi, Mi se pare că e foarte compelling să, să vezi o, o drama asta pe care o super omul ăla Care nici măcar a avut un vis care s-a conectat la viitor Din greșeală Universul i-a dat o glumiță Și nu știe cum să dea mai departe Pentru că el râde la ea A înțeles-o are o înțelegere inerentă a glumei, dar nu poate să zică nimănui. O zice, dar nimeni nu se prinde. Și, și dacă e femeie, chide. îi sa pe rug. A, da, probabil, da. de -aia trebuie să fie bărbat, altfel nu merge această de Și de aici și, de aici și uh, percepția că femeile <laughs> n-au umor. Dacă ce o glumă, le-ar pe rug. Oh, da. Oh my god. Iată. S-a dat am în secolul da. 15. Oh, <laughs> no, nu, no, nu. No. În primul rând, evreică. Da, din start nu începi cu foarte multe șansă în okay, <laughs> în Europa okay. în secolul 15. Zici o glumă. Mm. <laughs> 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 și e și haioasă. Mm. <laughs> și în același timp a avut cum toți oamenii, toți bărbații se excită pe o rază de 2 km. Și după aceea se urăsc pentru că da, diavolul se urăsc pe sine, pantalon, Da, da, da și, și, după aia vor să o omoare. Uh, Whatpad ce căcat faci? Explorează această posibilitate Iată. de, de ficțiune. Uh, oameni prinși out of time cu niște umor da, Da, cronic, dar nu, cu, da exact, nu oameni prinși out of time cu, nu știu, am un secret teribil pe care trebuie să-l spună. Nu nu, nu nu, 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 am o glumă și trebuie să găsesc timpul perfect în care să o zic. O voi numi glumă repetitivă. Interativa mm. <laughs> și când ne explorăm uh, narațiune uh, ciudate. Ce ne jucăm? Ne jucăm ceva? Pe păi, apropo de glumă repetitivă, iterativă, <laughs> m-am jucat uh, jocul capodoperă, jocul uh, simulator social, visual novel, dating sim, Hatoful Boyfriend. <gasps> Pentru cine nu știe, of Full Boyfriend este un joc apărut, când mai știu, original în Japonia undeva prin 2012-2013, refăcut Așa. în engleză de Mediatonic, ăia cu Fall Guys pentru Devolver okay. în 2014 și lansat și pe Steam. Este un dating sim și visual novel în care premisa este felul următor ești studentă la la o academie un liceu foarte prestigios. Da, da, da. Și ești singurul om de la acest ești o fată, ești singurul om de la prestigiosul liceu The Pigeonation Nation Institute care învață unde predau și învață doar păsări. Da. Porumbei, guguștiuci, turturele, de toate. Repelițe. Cuci. Cuci. De pula să mă apuci. Da. Și în prima fază mă uitam la el și mă jucam și, ok, that's pretty much it. asta e gluma. Se irosește în primele câteva secunde. Toți băieții sunt păsări. I get it. Trebuie să-ți numele, dar, mă rog, nu prea contează că... E, e canonic că ești fată în, uh, în poveste. Deci nu poți, să, nu poți să te. Da, da, da. Nu poți să te introduci, să te inserezi în uh, asta. Și ai. Câte. Ai niște alegeri de făcut pe parcursul unui semestru de școală care practic te ajută să. să descoperi unul dintre acești băieți de la școală cu dramele lui și cu uh, povestea lui completă. Oh boy. Anyway, și te joci, faci alegeri, unde mergi, la, unde mergi, la, ce oră te duci ca să îți crească un stat, wisdom, charisma sau vitality. Nu uh, a că ca că persoana. E, adică persoana de acolo și să zic că dai ca persoana, persoana persoana își ia din dating sims uh, da, chestia da, da. Na. Foarte mult, da. Și m-am gândeam, ok, dar gluma s-o cam irosit, adică îi ok scris, glumele îs ok când îți prezente, dar gluma s-o cam adică dacă faci abstract, faptul că spăsări. Este conversații perfect normale în marea lume, majoritate, nu ține neapărat cont de faptul că spăseri. Și după ce am primul playthrough, că playthrough este destul de scurt, durează cam o oră, 1, da. Am observat câteva chestii un pic off. Și ce trebuie să am să nu dau spoilere. Și la final, da, primește achievement, da, l-ai jucat și ai găsit finalul lui Raiota, unul dintre colegi da. și uite, achievement de fiecare în parte și îți dai seama cam ce trebuie să faci și ce alegi să faci ca să explorezi questline-ul, povestea fiecăruia dintre păsăroi și... Unele dintre ele se duc în niște locuri destul de dubioase, destul de întunecate, nu chiar. Nu e la fel de meta ca Doki Doki Literature ah, okay. Club. Deci Doki dochi se juca cu conceptul de joc. Era cumva self-aware da. faptul că e joc. Dar fie, toate poveștile, fie 8 personaje sau ceva de genul ăsta, se leagă între ele în moduri care devin evidente când faci al treilea sau al patrulea run. Începi să găsești legături sau se pare că rămâne cumva nefinalizată una dintre povești. Și cum zis, tot găsești chestii care sunt un pic off. Trebuie să fii atent, trebuie să fii atent la ce se întâmplă. Trebuie să fii atent. A, stai un pic, am ajuns acasă. Ce e aici la casa mea? Asta stai un pic, ce cu background-ul ăla pe care l-am văzut mai devreme? Și așa mai departe. Și după ce, după ce închei un număr de, de povești din asta după ce joci de X ori, nu, nu cu fiecare personaj în parte, să vezi finalul, dar trebuie să vezi unele dintre ele neapărat, care sunt cumva prierecuziți, începe povestea adevărată a jocului. La început te întreabă dacă vrei să live a normal life or fulfill a promise made long ago. Oh, okay. Momente care intră într-un într uh, playthrough extrem de lung, like if 3 sau 4 ore și aproape doar de citit. Deci nu ai aproape în niciun punct de făcut input. În punctul ăla deja jocul e aproape, final, aproape de final și trebuie să vezi doar cum se încheie povestea. Schimbă complet tonul, schimbă complet mizele, schimbă complet ceea ce se întâmplă și ce trebuie să faci mecanic în el. Mai mult trebuie doar să dai enter prin dialog lines să vezi ce se întâmplă și la final este like, holy fucking shit. Dacă n-ar fi cu porumbei, ar fi o poveste interesantă chestia asta. Poate că a trebuit să o facă cu porumbei ca să atragă da. atenția publicului. Ei, în principiu am că jocul original a fost făcut de o artistă mangaka care mm -hmm. făcuse jocul ca April Fool's și era foarte scurt și pe l-a dezvoltat într-un engine din ăsta gen Twine într-un da. joc full și după aceea au fost preluat și refăcut pentru asta. Ai inclusiv mm -hmm. o chestie care te lasă să vezi cum ar arăta ca oameni păsările prima oară când te întâlnești cu ei. Doar așa că să-ți faci o idee de ce arhetip din anime reprezintă. Ok. Dar da, este interesant, este foarte ciudat și ca orice visual novel dating sim din ăsta, e foarte, foarte ostil cu timpul tău liber. Te lasă să sari prin dialog. Deci dacă ai... Am okay, am făcut deja primul playthrough și multe părți sunt comune. Și pot să dau skip prin dialog, să meargă rapid, până la alegerea pe care o să fac diferită de data asta. Deci nu-ți ia așa de mult. Dar e ceva genul, îți ia 4 ore să, să acumulezi toate finalurile ale fiecărui așa. personaj și după aceea ai încă aproape 4 ore ca să vezi cealaltă jumătate de poveste care e în uh, The Bad Boy's Love playthrough, unde nu mai scrie am... Hateful Boyfriend, jos scrie Hurtful Boyfriend. Ah. Hmm. Acum mă uitam repede pe Wikipedia și uh, am văzut de ce zici că e kind of like dark. Ok, e like, ah, okay. ha, 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 amuzant, e o lume în care e plin de păsări și ești singurul om și după aceea încep să afli detalii despre setting. Ok. Da, mai mult nu zic că e spoiler. Uh, și da, like, nu știu, man, e un visual novel, e foarte simplist, text boxes, nu are voice acting deloc muzica e ok, dar sunt câteva tematici pentru fiecare personaj și devin repetitive la un moment dat. O să mă întreb dacă îl recomand. Sunt întreb dacă îl recomand, Paul. Vă descurcați, mai nu știu, vedeți și voi. Vreau să zic acum, că am like, never gonna play this da, da e, e genul de chestie adică te uiți la el și știi deja dacă, dacă o să-l joci sau nu că prea mult de citit și am like dacă da, o dată dacă trebuie să fie niște ce dacă, este ce foarte... dacă iese The Final Cut dacă iese Hateful uite, Boyfriend da. The Final Cut cu niște voice acting mișto mm. atunci o să mă bag nu no, e, da, e, e ciudat și cum am zis probabil că e pentru oamenii care-s into dating sims, vor să vadă ceva diferită pe Eu am jucat două dating simuri până acum și ambele sunt subversii ale genului. Am jucat uh, Hatoful Boyfriend, acum și-am jucat Doki Doki mai de mult. Auzeam în liceu discuții despre Hot Boyfriend. Hum. Și uh, da, e de ceva, există de ceva vreme Mm -hmm. Și cred că în inițial am aflat de The Joke Version de pe de patru, de, de 3 da. aprilie. Aia, aia probabil că era prima versiune de care am auzit și după aia eram like, holy shit, this is actually a thing. Mm -hmm. Sau nu, nu. Doamne, nu, nu. înseamnă că era cu persoane care erau din liceu, dar nu mai eram eu în liceu, că în 2011. Posibil, da, e de destul de târziu. Da, da. Mm -hmm. Nu mai eram în liceu. Nu s and and tine. And tine. No, hangui Lee Nu mai cu Nu. Dar eram în uh, facultate și încă te mai vedeam cu ea Știi că într-un punct după aia nu te mai vezi cu nimeni din liceu -a... niciodată Dar era perioada aia în care încă te mai vedeam cu da, câțiva a era... Era... cu oameni, cu... Aia... A, colegi de liceu, nu cu oameni da, care da, erau da, la da. liceu da da, 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 cu oameni, cu colegi de liceu Și după aia afli că unul citește Jordan Peterson și chestii Și după aia îți unul câte unul și gata <laughs> În loc să asculte podcastul tău How team de Jordan Peterson Fucking Christ, și eu pot să vă zic același lucru. Exact. of Ai grijă doar de numărul 1. Paraziții ți-a zis asta. Când erai mic, ce trebuie Apex mai a spus pe Jordan de Pide să de dragonul haosului care spapă puța. Spălați-vă la pulă. Plus că vrei ca dragonul haosului să spape puța. Iată. that's good for, da. you know, it's, it's nice. <laughs> nu are sens deloc pentru cine nu știe terminologia. Whatever, anyway. Cine, cine nu a citit Maps scene. of Meaning nu are niciun <laughs> sens. dragonul haosului <laughs> sunt femeile. Da. There Actually, doar haosul. Dragonul Hausului, -ul cumva, femeie. o într-o Și da. da. Feme Femeile reprezintă. Adică nu că reprezintă. Îți două sfere, sfera Hausului și sfera Ordinii. Și din sfera Hausului, cosmic mm -hmm. vorbind, fac, pa, face parte și femininul. Da. Nu eu spun asta. Prăjitul de Jordan Peterson spune asta. Sunt okay. Avatare al da. Dragonului Haosului da. și, uh, da, doamnă și domnilor, Jordan Peterson e fan masiv Dragon Age. Da, amen. Și like fan Dragonul AK-47, mai plauzibil. Și, și Skyrim. Ia. Yeah. <laughs> și îi

Atâta am jucat, am, am avut o săptămână la lucru, n-am avut bine. nici timp da. să streamui, nici nimic, Asta a fost, The, the Boyfriend Who Is fool. Îmi place că în săptămâna în care ai fost atât de ocupat, ai avut timp să citești un roman. Vă zic <laughs> like în weekend, știi, mai mult dădeam space ah, prin repriza, dar da, am citit, am citit un roman cu porumbel. Da. Uh, da. da. Ce aștepți la mine? Pa, Eu? Nu știu, e, fac că simți, simți tot că tot ceva. Timpul, tot timpul uit să te și întreb explicit, Edgar, ce te-ai jucat săptămâna asta? Sunt un vampir. Nu pot să încep discuția dacă nu mă nu -o inviți. Colin Eu Robinson. Robinson. Jucat ok, că... Colin Robinson. <laughs> M-am jucat pe lângă Despe, pe lângă jocul despre care o să vorbesc, m-am jucat și ăsta, uh, Disco Elysium, m-am jucat destul de mult. Acum, pauzi în ce vrei. Vei niște gânduri preliminare care probabil că nu se vor schimba până la final sau vei să... Oricum o să vorbesc despre povestea din Disco Elysium. Știu, Maia, stai, hai, spunem, spunem de gânduri, gândurile preliminare, o să încerc să nu ocup jumătate din acest okay. episod interacționând cu... Primele mele gânduri, am jucat cred că vreo 6, 5, 6 ore ceva de Disco Elysium până acum, care este e, e penibil de puțin uh, pentru că Disco Elysium nu numai că poate fi jucat uh, odată și câte ore are un playthrough uh, Cred că vreo 30 de ore am făcut în primul playthrough. Nu numai atâta, dar jocul este foarte uh, replayable Deci da. am văzut doar din uh, prima mea jucare, că mi-am dat seama deja în da, zone da. în care era, vreau să mă întorc aici, în alt playthrough, A am... să fac asta altfel. Cred că am zis și eu deja știu <laughs> de da. joc și deja, deja știu exact cum ce o să fac în playthrough și cât de diferit o să fie în al doilea. Cred că este cel mai. Uh, jocul care te lasă cel mai bine să-ți să exprimi personalitatea. Da. Uh, dintre toate RPG-urile, uh, și da, eu un LPG uh, pe care le-am uh, le jucat până acum. Am jucat si uh, RPG-uri destul de bune, am jucat și Arcanum, am jucat și Baldur's Gate 1, uh, și niciunul nu are un. Uh, Uh, un nivel de expresivitate din partea jucătorului, o permisivitate de expresivitate din partea jucătorului, cum a la discu Elizie. E cap o capătă. I'm sorry, I, I just love it. Uh, îmi place foarte mult uh, sistemul de schilluri, care sunt împărțite pe părți ale, ale conștientului și subconștientului, și îți baci puncte în. Uh, în nebunie, în imaginație, în, în retorică, în cât de bine știi tu matematică de clasa 8 -a, și uh, faci chestii. Și tot sistemul ăsta de skill-uri uh, nu e deloc folosit în combat, e doar folosit în dialog, în mare parte în dialog, cred. Cred că mai în sunt și dial niște combat encounter care se rezolvă cu deci, punctele alea. Deci, în dialog și monologul interior, N -n, da. nu l-aș numi neapărat combat, că sunt tot skill check-uri. Sunt skill check-uri. Dar le poți cataloga ca combat pentru că faci ceva violent și cred că s maxim I în tot jocul. I guess. Ideea mă dacă toate skill-urile astea, toate, toate, aceste skill care sunt folosite în skill check-uri, sunt doar un, un generator de dialog personalizat uh, și la ador. Să... Când îi fuți una la cuno, ai pune ca combat interacțiunea aia? Nu, aș pune ca am primit ceea ce meritam, am căzut okay. în noroi și a de mine. Dacă ai cataloga aia drept combat, atunci dați-vă 3 sau 4 uh, instanțe. Și dacă ai o definiție și mai îngustă pentru combat... E exact un encounter de combat în tot jocul I ah, guess okay. Nu știu încă, dar o să văd uh, Faza e că tot jocul ăsta este o poveste Este right, da. It's a visual novel e, Visual novel în care te ca într-un CRPG Sunt skill check-uri ca într-un CRPG Și uh, încă o Poți să rezolvi chestii foarte diferit Poți să, să, fii nebun Poți să fii, uh, pot să fii rațional Poți să fii uh, I don't know, All sorts of crazy shit Și... Uh, Ți, ți, ți sunt prezentate opțiunile de dialog cu tot cu skill check și dacă sunt imposibile ți se explică de se explică de ce sunt imposibile și ador chestia asta pentru că așa îmi fac eu o notiță în cap și zic da. bă Aici trebuie să mă întorc cu alt personaj mm -hmm. care a axat pe chestiile astea. Și uh, când se man. întâmplă altceva în alt loc, se mai dau un bonus la ce ăla și poți da. să revii să vezi. A, acum că știu cu tare și cu tare. Și la fel, că ca ai vorbit și tu despre chestia asta, sistemul de internalizat gânduri. Da. Mi se pare minunat. Uh, Mi-am internalizat comunismul din prima. <laughs> and <laughs> and <laughs> Cred că e la început de tot. Poți să-ți internalizezi. Da. ce-mi ce place? Tot. Că indiferent ce, cum ai zis, trebuie să te exprimi cum vrei tu, trebuie să-ți raționalizezi, trebuie să faci cum vrei să internalizezi gânduri, orice ideologie, orice chestie o iei, indiferent cum, cum, te raportezi la ea, tu tot ești un dezastru de om, da. protagonistul, și indiferent ce ideologie ți iei, ei cea mai ridicolă și absurdă formă a ideologiei respective. Sunt alți oameni care reprezintă ideologia respectivă în, în joc și ei sunt normali, i persoane da. normale, nu sunt ca tine adică aia, ăla e nu știu, un lider de sindicat, care e corupt, dar vrea să facă chestii pentru ăștia, nu știu ce bla bla. Tu ca comunist ești cel mai prăjit, revoluționar de Twitter posibil. Îmi pare rău, pentru că asta e și ideea, pentru că da. tu ești un un bețiv, nu, un bețiv, da. un om care tu a avut da, foarte nu mai ai mult. identitate, îți ai șters identitatea da. și trebuie să o reconstruiești de la zero. Și autom automat când e o ideologie nouă, de obicei te duci, și încep să testezi extremele și ajungi să spui chestii de genul, uh, bine, eu am vorbit cu cravata mea și mi-a spus A. că ar trebui să omorâm bogații și să-i spuzurăm deja unde sunt ghilotinele și eram like nu, nu, stai, am zis comunist, n-am zis Nu, nu, cravata încerca să-mi spună că nu, că this is the way, îmi asta e menuz, gata, ești comunista, comunist, da, acum una, când, când faci câteva remarci de, de extremă dreapta, că e da. despre imigranți, că e despre ce crezi despre săraci și mai departe, despre invadatorii de altă etnie, la un moment dat vorbește stomacul tău cu tine. Fiecare, fiecare ideologie reprezentată de, un, de unul din staturile primare. Da. Și physical, stomacul, da. îți vorbește când, vrei, când începi să o iei către fascism. Și vor, toate, Ia, vorbește cu umlauturi pe toate <laughs> vocalele, <laughs> în primul rând. Și începe să zică, ok, bun, bla, 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 bun. Păi, mi se pare că vrei să faci niște fascism, menuț. Nu vrei să facă fascism. Nu, 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 stai, stai, că nu, mie nu-mi sună bine. Bine, bine, bine. Zicem, atunci îi spunem tradiționalism. Și atât, acolo <laughs> se încheie dialogul. Dar tot, tot, ai pornit pe drumul ăla. Cata. Și după aia să poate gândul. Da. Și poți să alegi sau nu să-l internalizezi. Exact. Și când, uh, cum funcționează? E, e un gând, o, let's call it, cum am zis eu, comunismul mm -hmm. la mine, da? Ceva cu workers, nu știu ce. Da. L-am, luat, l-am pus în meniu de internalizare. Mazovian socio trebuie... socioeconomic. Da, așa. Și acolo trebuie să se coacă da, gândul, da. O perioadă de timp. Da. Și îți dă, dă unele acolo. bonusuri în timp ce se coace sau unele îți dau bonusuri, da, și da. după ce teme să, se să se coacă și s-o solidificat, îți dă alte bonusuri sau penalizări. Sau penalizări am, da, fost da. surprins să aflu că primesc penalizări câteodată la gândurile la internalizate Iată. și era mea. Well, actually that makes sense now da. if that I think about it. Ok. <laughs> Ador jocul. E, e minunat. Uh, nu o să mai, ai vorbit tu foarte mult și despre el Eu nu cred că o să am nimic de adăugat Decât dacă am nu știu ce hot tech, Dar I'm just gonna poate play it. Poate după ce-l termini Ai de gând să termini? Am de gând să-l termin, dar nu cred că o să Nu vreau să vorbesc pe poveste deloc Pentru că poate, e poate după ce îl termin ne rezervăm niște, niște timp ori la ăsta, ori la... Nu la Dragănești, nici că atunci am Vedem, poate ne rezervăm niște timp să vorbim despre chestii. Facem dar Facem da, un înțeleg că... cu o poză pe fundal da, în care doar vorbim Da, Și nu e și nimic, doar vorbim despre, Disco da. Atent, da. Și Oh ah, boy, e minunat. I love it. Uh, și în schimb m-am jucat, am apucat să mă joc fie în urbat. Am stat toată duminica, pentru că am dormit foarte mult, se pare că eram obosit, nu știam. Ne. Am, obstrat, am aflat când am început să dorm și da. m-am pe la A, ah, iată, ce chestie. Uh. M-am trezit pe la văzece, 10, mi s-a făcut iar som și am zis hai să mai stau un pic, mă uit la un video, puf, s-a făcut 6. Dar yeah. am pus la instalat uh, Mortal Combat XX, cred că se numește, nu e 11, Mortal Kombat 11, de okay. fapt. Uh, știi că eu am uh, plăcerea asta de a mode-urile la, la astea, da. care sunt foarte bine produse, sunt niște niște filme de acțiune cu, cu scuze de la de hai să ne batem. Ce de îmi place. Uh, ce mai Hai să ne omorâm. Exact. Și m-am jucat și Mortal Kombat 11, main story mode-ul, expansion. sunt dezamăgit, va trebui să-l cumpăr, o să aștept o reducere. Că nu, nu, sunt foarte multe sisteme care depind de server, nu știam chestia asta. În poveste? în, nu în nu, mai, nu s-au înlocuit skin și m-am supărat. Ah, ok. Așa că l-am pus la wishlist și asta e aștept o reducere acum. Dar pot să zic niște gânduri despre Mortal Kombat. Și trebuie, nici măcar nu, e idee idee neapărat, vreau doar să vă reamintesc că mitologia Mortal Kombat de la 9, chiar și de la de PlayStation 2 puțin. E incredibil de mișto. Nu bună. Nu, no, it's not high Da, da, e, o, e, o dâmpenie, e, e dar... Doar mișto. Da. E, e, foarte mișto. Au deja toate chestia asta. Și au în sfârșit, cred că, cred că o dată ce au devenit uh, sub Warner Brothers mai, uh, mai uh, nu știu cum, uh, uh, full time, uh, au primit bugetul ăsta, angajează da, un okay. scriitor. Mm -hmm. Pentru că au unificat toate tâmpenile la care nu aveau niciun sens. Păi, în principiu, Mortal Kombat 9 E un retelling Reboot al trilogii Primele trei complete, complete reboot Pentru primele Care 3, ia în calcul da. Finalul din PS2 Dar îl repornește Pentru că se întoarce în timp de Exact Raiden se avertizează da. Pe el da, însuși da, da, din trecut da. Băi, menuți. Am un <laughs> <o laughs> memo. <laughs> man, man, O să fii pe PlayStation 2 Nu E un <laughs> Da, um, ok <laughs> Și multa Combat 10 cred că are un, ceva paralel cu mult Combat 4, că apare și și mai mult. Uh, Biturile în mare parte sunt cam aceleași, că da, și da, apare în ăla, să zicem. Da, uh, numai că da. ai un time, schimbă copii, lui Liu Kang și al lui Kung Lao, și al Sonia și... Ador. Și, ze și 11 le uh, continuă mitologia aia și de data asta se întâmplă ceva grav, Raiden a cam sfeclit-o și uh, vine The Mother of the Elder Gods, personificarea timpului Aglaia. Ceva de genul, Cronica Da, Cronica o cheamă, cred că e ceva de genul Bubba? Nu, nu no, no, Buba, e no? Tilla Swinton la, alike mm. <laughs> Dar vine și zice Raiden fact with the timeline I'm gonna set things straight Ce prost, Cronica cu C în Mortal Kombat Ce prost ce tâmpite? Nu scriu cu câma. Ești prost, dar cred că E cu câma. Nu e cu capa, nu e cu capa. E cronica. Capa Ronica. -ronica. Ah, of course, of course, of da, course. Da, o văd. Uh, și uh, zice că nu. Eu o să încep Universul de la zero, de la amibe. Nu mai îmi pasă. Raiden s-a jucat prea mult cu timpul, s-a avertizat pe sine însuși, bine, mult altcândva, 10, Raiden devine corupt de amuleta aia lui Shinnok uh -huh. uh, Și mult al atunci, începe cu Raiden, torturându-l pe Shinnok și spunându-i că uh, Shinnok spune lui Raiden, nu poți să mă omor, I'm an elder god Și Raiden spune, there are fates much worse than death, îi taie capul și-l aruncă și îl trimite lui Liu Kang, care e undead, ca și premiu, Liu Kang vrea capul lui Shinnok Liu Erau... Kang e undead? Uh, uh, Liu... uh. Ha, ha, ha. Ți-am mai zis de Metal Gear Solid vreodată, Paul? <laughs> am jucat 9 și 10, trebuie fi să fiu all caught up cu povestea. Da, no, te bui, you can get revenant, sub șina, când 10. Mai no, mai țin minte no, story mode Nu mai țin minte, i-am oricum. Nu story mode oricum, nu mi-a plăcut foarte mult. I-a plăcut story mode. La 10 am avut unele dezamăgiri legate de el. Ah. Da să să... Se încheie foarte repede și nu te treci prin toate personajele cum aș fi așteptat, știi? Ba da, dacă joci arcade mode-ul cu fiecare... Las arcade mode, vreau uh, story-ul ăla... Nu, cu... tu ești un mofturos. Eu sunt un foarte mofturos. <laughs> Oricum, și uh, el, Liu Kang și cu uh, Kitana, They Rule Over Outworld, Half uh, of Outworld, cealaltă half of Outworld e condusă de Kotal Khan, care e The, the Good da. Guy. Uh, și îmi place și chestia asta, că în sfârșit Shao Kahn e, e dus deoparte și aflăm chestia despre Outworld, mitologia Outworld-ului, care mi se părea foarte mișto, dar nefructificată. Și Kotal conduce peste ei, este foarte mezoamerican, Da, Kotal are tot așa ca, nu, neapărat, nu antagonist, că Shinnok, dar antagonist secundar în uh, nu, 10. Nu, e, e temporary enemy, după care da. ally. Okay, da, da. da. că-l conving. Și Devorah uh, parcă e a lui, nu? nu Devora e cu, cu Shinnok, e the betrayer sata de teme. similari Da, da În de, <gărătări> de similari uh, Kotal Khan și Shinok Design Nu sunt deloc. Uh, de știu că oh, are Nu mă, sunt doi oameni gri care zei Oh, cam nici Nu, nu Nu mai Shinok e zeu Kotal Khan e om E mortal da? Ah, He's okay, just a okay. guy. Okay. Nu, a, a, fi Khan în Outworld nu-ți dă nicio putere de demizeu. Și au Khan era așa pentru că avea Dragon Blood. Ah, David, da, men, normal. Paul, ci n-ai citit nimic, cultule <laughs> am, am fost ocupat să fac sex, Edgar. Opa, opa, <laughs> pumnii mei, da. minte n-au avut. Anyway, ideea următoarea că Mortal Kombat are mitologie destul de aprofundată, chiar dacă este uh, în mare parte just a, just a cheap uh, violence movie mm -hmm. și e foarte distractiv, dar are production value mare și mi-a plăcut povestea din 11 uh, recomand pentru story mode vreau să joc și uh, expansion pe acum, în care uh, Shang Tsung e jucat de actorul care l-a jucat pe Shang Tsung în primul film Mortal Kombat oh. i-au luat uh, the likeness și vocea apreciez Mortal Kombat 11 că foarte foarte actori, acum sunt jucați de persoane de etniile corespunzătoare, adică Yu Kang este jucat de o persoană asiatică cel puțin. A, numai nu, nu doar credința. cineva care își ține ochii cu, <laughs> uh, cu degetele. Nu, da. Accentul Liu Kang în, în Mortal Kombat 10 era I'm Liu Kang! <laughs> Bine, <laughs> I'm da, și Kang. după aceea când se bătea era efectiv Bruce Lee. <laughs> da, Faci da. nervant Liu Kang când, când joci cu el sau contra lui. I know, he's very fast. urăsc. Oh, Acum am măcar să ne jucați de persoane, persoane mm. care reprezintă nu, naționalitățile. Quote am cot, naționalității? Adică quote or nu da, da. naționalitate. I don't know, A luat un, un, nativ, un, un nativ mexican Peru. sau ceva. Da. În da. uh, încă o chestie mișto. În mod cum pe parcursul jocului, uh, au observat că tarkan, tarcatani, Tarcatan? Tar -aia cu dinții. Ah, baraca, bar barăcile. Bărăcile, da, da. Uh, Erau codați ca Native Americans Că stăteau în Hă? corturi Serios? Da, da, stăteau în corturi Și erau așa foarte uh, Erau, erau half-coded Ca și estetică a, a locuinței lor Aveau, Erau pictați pe față precum The Mohawks Ok, dar stai un Ce facem aici? Îl avem pe Nightwolf și avem alt stereotip. Stai in, stai știi, că, știi, cum funcționează fantasy Paul? Trebuie să faci niște coding acolo ca să da. poți să creezi un fel de apropiere față de peisajul fantasy pe care da, îl faci știu, știu acolo. video la care te-ai uitat săptămâna trecută pe Na YouTube. ce? a, a, fost, video, a fost, o parte de stream despre, da. să fi internalizat da, okay, okay. și nu mai ți minte, dar da, probabil. ideea este că trebuie și o faci oricum. Nu e bad in itself. Da, da, da. da. Tarkatani sunt Native Americans, Cotolcan cu oamenii lui sunt Mesoamerican și am zis mă gândeam, uitându-mă la, la story mode, că da, sunt foarte multe ca uh, Mai, vai ce nasol, Native American sunt aia răi până la capăt ce ăștia sunt mezo-americani dar sunt buni somehow, și după aia am aflat că nu, la final se ariează. And that's nice. Se aliază împotriva invadatorului. Hashtag solidaritate. Uh, yeah, there we go, it's nice. Era, Nightwolf ca da. Native American în primul rând. Da. Uh, deci este redundanță ia și pe tarcate. Nightwolf nu, nu mai Tarkaten. apare, nu știu. știu. Dar, auzi, era unul cu un arc. ăla nu era ceva Native American în nu mai țin minte, în 10. În 10 era unul și nu, ăla era bă, japonez, dacă nu mă înșel. Era Jin cumva. Era era mă, Oh fuck. Era din clanul lui Scorpion Nu Nu era ba, da. Era Linkway Nu, Linkway Linkway sub zero Și da. el nu-i tot ceva uh, caută, Former Linkway Caută Link Way. Caută Takeda Mortal Kombat O să-l găsești Takeda era man, nu... Takeda, da Takeda avea un arc, cred sau... Nu, takeda e cu Katane, Saiu și astea Ok, nu, atunci e un, arc, e, e, un, e un staff curbat Care își face uh, Bowstring Când dai cu Da, e unul din uh... ceilalți Aia tineri Îl știu Îl știu da, de da, care da, vorbești Nu știu că nu-i nu În fine, da Cred că e copil. Fiul lui... Mai fucking know Nightwolf? Nu, al lui Nightwolf. <laughs> I don't know. Bow. <laughs> Mortal combat 10, Bow. Uh, stai, Kung Jin. E fiul Așa. lui Kung Lao. There you go. Așa, nu mă știam. Avea arc și m-am gândit că o fi fost native american. Avea și oh, părul mai lung. Și... Exact, exact. <laughs> un fucking rasist. Am făcut presupunere. Da, e Kung Jin. Da, there you go. Am zis gin, am zis bine. Chiar da. am zis gin la un moment dat, dar am uitat cungul din față. Gin și te gândeai tot Cranium American? Da ce-mi M-am jucat și mental combat și e? îmi plac asta noi. Aduce ceva mecanici noi? A, cred, că, cred că nu sunt persoana care să aprecieze foarte mult chestia asta. Da, schimbă mecanicile 11 față de 10, schimbă tot sistemul ăla de x-ray și, uh, și breakere pe care okay. l-au luat din nou Da. în, în altceva. În momentul în care ajungi la un threshold de viață poți să faci un, uh, un fatal move. Care nu e neapărat Nu o moare din prima Dar face foarte mult damage Dacă o prinzi mm -hmm. E un fel de Un fel de recovery maneuver Și în rest Ai în continuare niște Poți să empowerui Mișcări ca la Street Fighter da. Și chestii de genul ăsta Sau să faci un Un combo breaker Sau mm -hmm. alte mecanici. Nu mai e bara aia Cu trei, da, trei da. chestii Ai Sunt împărțite e, Pe mai multe da, faze Interesant Cumva trebuia să a, ce Ceva vreau să-mi enhance Ui chestia asta exact. Sau să-mi păstrez Build-up-ul pentru X-Ray Și tot timpul nu. Pentru că nu știu să mă joc Dădeam cu X- da, păi exact, așa care arată și fain, pui I know, măcar să iau și get my mom's worth văd niște violență, am combat Mortal să nu văd oameni și... Deci oamenii ăia stau acolo în birou, se uită la gor se uită pe ogriș toată ziua, exact și eu să nu fac extra iurile, pui, mi după ce oamenii sunt traumatizați Jesus Christ, that's true though Mortal Kombat 11 nu e rău, dacă îți place șloachii violence și vei să afli și ești cumva investit în povestea și lor Mortal combat Să ai măcar investit Dar măcar să vezi chestii Cum a evoluat De-a lungul timpului Acum Shiva E prințesă Peste Peste de Șoc Șocani 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 Cu patul Ea cu patul mâini uh, Pentru că gore e mort Canonic e mort, gata, Johnny Cage fucking killed him. Și ea e prințesa, e the next in line și Kitana trebuie să se ducă la ea, să ia loialitatea. pretty cu. Sunt personaje care nu mai apar sau personaje noi? Foarte multe personaje noi, personaje care nu mai apar. N-am o listă aici, am pula mea. n Apare apare Napade. Nu-l pe Rain. Niciun din nimeni nu de dar nu apare în poveste. Nici unul din ninjas, în afară de Sub-Zero și Scorpion, nu mă interesat și nu mă interesat niciodată. Sub-Zero și Scorpion în 11, în sfârșit, sunt oameni. Oh. În sfârșit. Și au, e un moment, adică, nu am plâns sau ceva de genul, <laughs> nu ca la Call of Forest, dar... <laughs> nu am plus. bă. <laughs> nu ca la, nu, acolo foarte, dar eu uh, e un moment foarte mișto între sub -Zero și Scorpion uh, pe la final ce nice. Adică nice. e mai mult decât m-aș fi așteptat la, la Mortal Kombat 11. <laughs> Fac un bro fi se curge câte o lacrimă, fiecare așa lui Sub-Zero în gheață. <laughs> <laughs> nu, e, 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 ceva, e ceva mai emoționant de atât, dar tot e genul de la bro culture. Nu, e, nu, e, nu se duce prea emoțional că n-ai Mortal Kombat. Nu, nu vrei să se simtă inconfortabil Băieții care joacă Mortal Kombat Și uh... zi ne ai prins pe stream la la Call of Horrors? Da, mă, mi, -a plăcut, mi a plăcut Dialogul ăla lui uh, Father Reverend Ray uh, Când își amintește despre Ah, uh, la final de tot da, da, da. Da, da. A, da, da, a fost nu... mișto și e și voice act e foarte da. bine și a fost așa o mică pip, that's nice. Nu a dai ceapă pe geam în colofonez în jur de căcat. Dar, da, dar ăla Da. <laughs> nu mai să ajungeți acolo, uitați-vă pe stream, cum plâng. În timp ce Iată. ascultăm împreună în acel moment. Ok. Nu de ce de joc. <laughs> <laughs> în joc de căcat, Nu-i voie să mă faci Să plâng, un plâng Vezi, eu am terminat <laughs> în timpul meu Valiant Hearts. Haha <laughs> Chad move. <laughs> am oh. plâns singur noaptea. Oh, iată, e tot câștigat. Da. <laughs> uh, da. Mortal Kombat 11 este bun stălută a I mean, nu pot să recomand oricui. Ca orice Mortal Kombat, nu Kombat. Sunt, da. Da, nu, nu sunt pentru toată lumea, că dacă vă plac fighting games și ați, ați zis sau ați amânat Mortal Kombat 11, ăsta e momentul. Dar recomand un sale, pentru că vărul nu dă versiunea bună, nu prea există versiunea bună la var îmi pare rău. I'm not about, you know, uh, să, să sprijin săracii Warner Brothers Studios, dar... Uh, Aia ar fi versiunea bună de jucat, dacă vreți. Au rezolvat, au rezolvat să... Da. Hai să vedem. Hai să vedem costner. Da. Kevin Costner. cel Costner, ne aduce doar pe SoundCloud niște comentarii. Nice. Și... Am zis, am zis că le, mai nu am zis că le sărim pe alea care nu sunt neapărat, nu avem da. ce răspundere sau ce le comentat, dar ăsta trebuie să-l citesc neapărat, pentru că Cristian -l -l -l. spune, sunt surprins că Edgar e surprins că un actor a jucat în Seinfeld. Îmi pare rău. Uh, nu știam că Sam Neill a jucat în Seinfeld. Am intrat să caut, da. Nu au jucat toți în pula mea, toți actorii în Seinfeld. Au jucat o mână Băi, de oameni. au jucat destul de mulți oameni în Seinfeld. Au fost mai mulți oameni celebri în Friends decât în Seinfeld. Au fost. Trebuie să, să căutăm la un moment dat. De a zic, jucat Bruce apare... Willis în Friends. A jucat uh, Brad Pitt apare, în Friends. Apare Lorelai Gilmore Girls din serialul Gilmore Girls în Seinfeld mă bucur. Apărea Brian multe Cranston. chestii în Brian, la fel, Brian Cranston era character care Am deja de Patrick Warburton și am mai să da. ceva listă de căcat din... Uh, Știi care e diferența Seinfeld și Friends? Hai că I'm gonna bash Seinfeld some more. Cristan, you brought this upon yourself. Ideea e că Seinfeld doar actori care erau character actors și jucau pe puțin bani în perioada aia și au devenit celebri după și Friends lua actori când erau celebri, ok? Lasă-mă în pace. Apărea Bruce Willis cu, cu Brad Pitt, apărea o grămadă de actori celebri. A, au out. jucat în Friends așa mulți, Courtney Cox a jucat în, a jucat în Seinfeld. În ce perioadă? În 94. Când nu era da. știe John Favreau a jucat în Seinfeld și în Friends, deci îl avem pe omul care a făcut Iron Man. îl avem în, în The Sitcomverse Verse. Hugh Laurie în care a jucat în Friends sau în Seinfeld? Că nici mai știu. cred că în Friends. Cred că în Friends. Nu mai țin minte. Denise Richards. Sarah Silver. Ah, Sarah Silver. Nu că a jucat. Normal. Cred că... Bine, Stai Silverman e o persoană pe care o pot respecta mai mult decât pe Jerry Seinfeld, din păcate. True. Pentru Jerry Seinfeld. True. Uh, but yeah. Good for her. Facea bani. A jucat și în Star Trek, stai Silverman, deci nu mă. Patton Oswald și era tânăr, dar arăta la fel. <laughs> Patton Oswald, tot timpul arăta așa. <laughs> Știi ce? Patton Oswald a fost la Red Letter Media, ok? Da. Deci. Cathy uh... <laughs> Griffin, dacă te o jucat în toate sitcomurile posibile. Da. Posibile. am toate cum A jucat Joe Rogan? Edgar, în da, da, nu știu, nu, trebuie să mă uit. Dar Edgar, în Friends, a jucat Sir Rob Schneider? Doamne, sper că nu. <laughs> 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 Și iată, acum este antivaccinist dubios. Da. Bob Odenkirk, deci are colecția de uh, AMC, Prestige Television, uh, Breaking Bad, Better Call Saul. <laughs> oh my God. <laughs> And a gun. Anna Gunn, care este Skyler White. Stai, bine, că se conturează un pic, poate în același univers. să fac, să o teorie cu Seinfeld și Breaking Bad. De fapt, Seinfeld i-a dat lui, lui că la nervi e bine să adunce pizza pe casă pentru good da, luck exact. și uh, totul se conectează. He threw the pizza on the roof, Jerry! What's up with the pizza? Jeremy Piven, ok. Jeremy Piven? Jeremy Piven o, e, a devenit celebru după, n-am în Da, minte that... Launchpad, ăla, The Seinfeld Effect ah. Anyway, da Dai, e Da, dau un, da un serial foarte profitabil Seinfeld și profitabil în sensul de It's a cultural landmark Deci nu o da, să mă da, cac pe chestia aia că, na. <laughs> anyway, Da, let's era Anyway, let's continue mult. Da, așa, și restul sunt de la uh, Mihai uh, Lady as Mihai Da, to be honest, mai Bialik Tipa care o joacă pe Amy în Big Bang Theory, nota mea chiar are un PhD in Neuroscience de la UCLA pe Hypothalamic Regulation in Relation to Maladaptive, Obsessive, Compulsive, Affiliative and Satiety Behaviors in Prader willi Syndrome. Știam că Și eu mai jucat și în The 70's Show, parcă. nu cred că a jucat. Au jucat în, tot în... În Malcolm in the Middle, ce căcat de sitcom de ăsta au jucat? E posibil în altceva, nu cred că a jucat în Dead 70 mi-aș fi adus aminte, cred, dar... Stai să văd în ce... Au jucat în un sitcom de ăsta high profile. Uite, și Dead 70 și a fost Forma. Da. Anyway, da, nu... Mai mult pentru, pentru Venom, F. F. A plecat, mă, din serial. M-am simțit atât de trădat când a plecat din serial că zicea ce încăcatul ăla de Spider-Man 2. A jucat în Doogie Hauser. Mai <laughs> uh, bialic. Uh, în Doogie Hauser a jucat și... Uh, Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris, da. The, the child da. actor Neil Patrick Harris. Da, da, child actor Neil Patrick Harris, care... Acum a jucat uh, un Și-a păstrat succesul. Ah, da. Și a jucat un, un SS soldier în uh, Starship Troopers. <laughs> da, da. Iată. Băi, cât de bine arăta în uniforma aia Dă-te de racu. Neil Patrick Harris N-ai voie să arăți așa de bine Am legit man crush pe Neil da. Patrick Harris de E, la e la un Cuma, artist de desăvârșit <laughs> <laughs> no, like dat... În sensul că l-am văzut cântând pe scenă L-am văzut jucând ah. L-am văzut uh. făcând numere de magie Că e pasionat de magie oh. Like, e oh. pretty cool Așa Uh, Mihai aici detalează cu cine a băut el, dar nu mai știe cine la cerf și răspunsul Mihai l-ai primit la episodul Dragon Age de la Ignațiu și vreau doar, doar să spun pe scurt de ce crede că nu a băut cu tine niciodată, pentru că unul la mână a stat foarte puțin pe acolo, doi la mână au lucrat doar un an de zile la PC Games, trei la mână nu mai știu ce era și 4 uh, patru la mână nu am fost la cerf niciodată. Încerc să pune cap la cap toate astea și da. Gata, ai conectat. Da. Este curios ce accent e ăla În care ai început să zici What, what? A, trebuia să fie paladia după uh, Nobleberry Ah, <laughs> da, okay, ok What, 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 what? Un landmark cultural Nobleberry Hey, Nobleberry is Pentru, în sufletul meu Nobleberry este un landmark cultural Fii Nu știu atent. câți sunt la curent Dar uh, Internet comment etiquette Marș, închideți podcastul. ul Internet comment get Paul mark my words that kid is going places. Da. <laughs> Ați auzit-o aici la canalul cu 133 de subscriberi. Așa. Și aici zice Ubisoft a devenit oficial compania de jocuri cu cei mai mulți angajați criminali de război, devansând astfel sârbii care au făcut Underrail. <laughs> I am mean, cred că statistic vorbind, fiind în Serbia, uh -huh. probabil că. Cred, cred că deci și revine și umorul. Vreau să spun că cred că te-ai încurcat un pic, e de Activision Blizzard cu criminal de război. Ubisoft e aia cu violatorii. Cred că și Ubisoft a angajat un. nu? Nu mai Activision ah, Blizzard, ba. a angajat? Deci la Activision am avut două în ultima lună, nu știu ce au avut uh, Ubisoft între timp. Pe Ubisoft îi știu că aia cu violatori, Activision Blizzard cu aia cu criminal de război și. da, mai ce fainezi jocurile? Uh, cred că la Ubisoft l-a angajat pe The BTL Murderer. Probabil uh, Cine e ăla? Bondage uh, Ah tine. Da da, Ăla da, da. din Manhunt Manhunter da, da, Sezonul da, 2 Da, da, da uh, Scuze, din sezonul 3 Se face doar Foreshadowing Sezonul 2 Pentru ăla da, 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 da Da, da da. e da. acum FCO-ul mm -hmm. Da un... <laughs> <laughs> Și Iuna Bomberu, Isis Admin Am, că Una bomber Nu e în aceeași categorie Cu un și criminal Și Killer-ul Zodiac killer, a... killer Nu lucrează nicăieri Killer-ul Este senator de Texas Da, este E adevărat uh... <laughs> Sută la s-a adevărat Oh boy Mă bucur Hai mă cu uh, de război Da Se poate și fără Zic da, glumim. știm că nu sunt criminali de război, e doar apologeți a intervenționismului violent în Bine, mijlociu, okay? uh, uh, Unii din ei, acum nu știu care este apropierea lor față de puterea de decizie în perioada respectivă, dar unii din ei s-ar putea să fie chiar criminal de război. Tipa, tipa, care, care e chief compliance officer, nu, dar ăla care a lucrat în departamentul de stat, la sigur a participat. Ce vă a de el el? la... Da, sunt de acord. Da, Merge. There you go. Bun, hai să vedem ce se întâmplă în lumea, pentru că se întâmplă să tot Să nu mai vorbim atât tot despre crime de război. Zi da, da-le, dracu, despre de crime de ce război. să vorbim? Despre Six Day in Fallujah. Fuck! <laughs> Băi, n-am evitat să vorbesc despre jocul ăsta Am tot citit și auzit chestii despre el în ultimele săptămâni da. Și cumva, nu știu, în săptămâna în care se întâmplă să multe chestii nu, nu m-am gândit să iau știre despre el Și după aceea au cam trecut un moment Și că bine, da. hai, lasă, nu mai Dar a continuat să se întâmple Six Days in Fallujah Eu am evitat pentru că I am known to bring the takes of the hot <laughs> <laughs> și am zis că hai să vedem. Hot rând, take vreau... a full boyfriend. Da. <laughs> în primul rând am zis că în primul, te trebuie să mai citesc un pic. Vreau să văd dacă se mai întâmplă vorba ta, că a făcut o pauză și a zis că poate nu mai e interesant. Poate în cel mai rău caz, dacă nu se mai întâmplă nimic, poate că vorbeam la un playthrough de Dragon Age de la. Așa ca și un, by the way. 5 thread de Twitter de a lura Ismail. Why? Uh, nu știu câte articole. Rabbit hole de Wikipedia și încă nu mi-e foarte clar ce e cu jocul ăsta. Deci e un uh, modern shooter da. Uh, se vrea tactic, se vrea prin uh -huh. acțiune Se vrea cu uh, Procedurally generated da, environment da, E un roguelike Ceva de gen, nu neapărat roguelike dar probabil, că, probabil că schimbă locul caselor Cum făcea și Delta Force Ok, Așa, swap it around ca să, ca să, fie, să nu știi exact unde să te aduci Nu cred că e ceva atât de roguelike la el Nu o să ai progresie de log de Hai, să, hai să, să zic pe scurt Ce auzisem despre el atunci acum da. câteva săptămâni da? Te rog Trebuia să apară inițial prin 2010. De mult de, tot, tot, da. I -I de mult. Și distribuitorii de atunci au fost sfătuiți, men, hai să, hai să nu faceți un joc despre cea mai sângeroasă bătălie din, din războiul din Irak în care au murit sute de civili. Da, da. Hai, hai să nu. Și exact. a trecut mult timp și cineva să a decis că au trecut 23,5 ani și acum, în sfârșit, e amuzant. Așa exact. că putem să-l să, să, să dezgropăm și să facem jocul iară. Nu mai știu cum se numește developerul, o luat drepturile și vor să-l refacă. Da. Și scandalul de atunci a fost că. Dar nu vrem ca acest joc care are numele unui uh, numele conflict. unui oraș un oraș în care a avut loc una din cele da. mai sângeroase bătălii din ăsta, dar vreau să nu-l facem, să fie apolitic. Da. Din asta a fost uh, take-ul. Acum, și de săptămâna asta, că vreau să încep cu ea. Da, exact. Uh, este de pe, de, de, pe The Escapist uh, observația că developerii nu știu cum să-l marketeze. Pentru că un developer, <laughs> un developer spune, man, Gener proced procedural generation a Realistic gunfight Exciting action Și alt developer spune Vrem să spunem povestea oamenilor Care au participat da, la acel da, conflict da. Acea tragedie Doar reală, americani Doar americani Hai, hai, Paul, fii atent Nici măcar soldați americani, cred mai bad, că doar, doar, doar ăia... Ăia patru Blackwater care da, au fost capturați și <laughs> da. <laughs> Which is the drama is contractorului story. militar, drama mercenarului <laughs> exact. privat din conflictele armate. Aia, a, cum? Care? Cine să ia? N-am auzit niciodată. Ăia parodiați în GTA V. Ăia parodiați <laughs> inclusiv în Payday 2. Da, a, it's rate, it's 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 yes, uh, în Shadow hmm. Raid, când începui de depozitul Murkwater Ia Markwater în, GTA 5 Mi se pare că se numeau Meriwether da. S Aia, mă, nu era uh, serialul de nu la toți, uh, Pirates of the Blackwater uh, ah, Military da. Corporation. Da, 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 da. Când se duce să ia amuletele de diamant de diamante, Amuletele in intervenționismului, <laughs> da, da, da. <laughs> Bă, mă, mi-am luat cam aminte chestia asta, am legat-o cu Blood Diamond, scrieam de The de, de, de Three Kings, care era despre da. era cum vreau să fure aurul lui Saddam. Uh -huh. Da, și era like, oh, sure, why not? sunt sigur că au jefuit un pic pe acolo ăștia. As a treat. Doar as Au intrat într-un buncăr în care erau niște picturi, ok? Da. Ce să fac cu ele? Să le lasă la despălați? Aur, comfort women. S-au întors acasă niște regi Iată, Iată că ăștia nu s-au întors acasă <laughs> Ups <laughs> Data viitoare am găsit la un job normal Deci știrea e asta E o observație că developerul nu știe să Să macheteze acest joc Bazat pe o tragedie reală mm -hmm. Handled badly by the US mm -hmm. Și uh, Cum îl machetezi Paul? Fun action sau uh, Rog-like, like Procedural generated Rami era foarte supărat pe faptul că, pe lângă faptul că au zis că nu. că nu vrem să. vrem să spunem da. povestea reală a soldaților și trupelor de acolo și mai departe, dar ne-am gândit că băgăm doar latura americanilor că lumea nu e interesată să vadă și să joace în perspectiva irachienilor. Da. Sunt niște developeri foarte inteligenți, cu creier foarte mare, care se ocupă da. de. Uh, Unul din developers s-a plâns într-un interviu IGN că în, în iterația asta, ultima iterație a jocului, asta cea mai recentă, când l-au datat prima oară, s-a prins că lumea n-a vorbit de faptul că environmentul e complet de Deloc a vorbit numai de controversă. Pui me, deci nu mai vorbește, nu vorbește despre cum putem să, cum pot să tragi în clădire să de dărâmăturile pe oameni să îi îngroape. Vorbesc toți despre cum s-a întâmplat exact chestia aia în realitate, să-mi bag picioarele. <cute> Același developer care spune că, acum, uh, gamers need to grow up. <laughs> și să vorbesc despre controverse de acum uh, da. 20 de ani, ok? Hey, grow the fuck up, we're talking about serious procedurally generated fun Nu, mai nu vorbește despre feature care exista în Red Faction Exact Și în Minecraft <laughs> și Sper nu să moară toți soldații în, în Minecraft o, <laughs> <laughs> well, Nu stai niște, Paul, că o să moară acum în viața reală la un moment dat Pentru că sunt imiși de guvernul american anyway. Sunt în Minecraft, să fac intervenționism în Minecraft, în America de Sud, în Minecraft. Să duc în The Nether. Da, în Minecraft. În <laughs> Minecraft. Chiar e mai. <laughs> anyway, asta a fost de săptămâna asta. Da. Și uh, am zis uh, de ce am invitat eu, pentru că uh, mi-a fost frică să, să intru pe Wikipedia să văd exact what the fuck <laughs> is wrong with Fallujah. Ce s-a întâmplat în Fallujah? Primul loc la care mi-a venit uh, gând a fost Mogadishu. Caz în care, uh, nu știu, vreau să vă aduc aminte, exista uh, Delta Force uh, Black Hawk Down, care e exact conflictul da, din Mogadishu. Da, da, da. Și tot așa, e, e tratat, you know, bang, bang. șutii, poc, poc. Dar cred că, cred că Oliver Stone parcă a făcut să un film despre Mogadishu și cred că deja lumea îl vedea ca fiind pop culture reference, nu neapărat ca fiind o tragedie reală, care s-a întâmplat într-o țară reală, de, făcută de guvernul american, în parte. Uh, whatever. Băi, Ți-mi minte când erau anii 70, nici măcar nu era gata războiul de uh, 10 ani și venea Coppola direct cu Apocalypse Now? Da, și era, era, un film, era un film revoluționar pentru că n-a, nici măcar n-a primit uh, suportul armatei. N-avea voie să folosească yep. echipament, militar. Yep. trebuia să... Știi cine are voie? Michael Bay, baby! Michael Știi Bay bagă tot timpul armata, front and center, în filme, cu roboți și spațiali. Știi cine mai are voie și plays by the ball? Disney. Disney. You're? Yeah. that's, that's what's up The Captain... Winter Soldier boys Winter Soldier nu numai Dar și Captain Marvel A fost uh, atât campanie ah, de da, fost, Cât da, și uh, da, da. Da, da, Pentru The Navy mi se pare Sau The Air Force nu, aviația. Airport, aviația, airport, că, scuze, da. tot aia. Mă gândeam în Navy Că erau toți pe porta aviane Și mă gândeam că e yeah, da. Top Gun Și Top Gun Anyway So uh, Ce s-a întâmplat în Falugia? Păi I'm gonna be very brief about it Fallogia e un oraș Din Mama naibii. Irak, parcă. Irak, Irak sau Iran? Irak, din, uh, Irak. Un Irak, Irak, Irak în Iran nu l avut. Dacă avea un Iran, aveam da. probleme acum în Irak. E uh... un oraș în Irak. Conflictul cu pricina s-a întâmplat în perioada în care Al-Qaeda încă era vânată. Ne uh, mă refer în mod special de Second Battle of Fallujah, care s-a întâmplat în momentul ăla. Acest oraș a, fost, uh, uh, a schimbat mâinile de la o divizie de armată americană la alta, după care au venit insurgenții care, you know, luptătorii locali care în parte erau radicalizați de Al-Qaeda, ulterior vor fi fost radicalizați și de ISIS, pentru că asta se întâmplă cu o populație care este permanent în conflict, se Poate radicalizează ar... în pula mea. Poate ar trebui să nu îi bombardezi în continuu. Yeah, I just saying, anyway. să se <laughs> yeah. radical, Pum. That's how you get ants, Paul. Literally, da. Așa, și Falugea după aia a devenit ocupată, invadat de insurgenți. Și a fost eliminat parțial. mă de către... scuză-mă că te rupt. Am, deschis, doar am deschis tabu și să nu idee. ideea. Când căderea Saigonului a fost în 1973. 6 Șase ani mai târziu apare Apocalypse Now. Da. Hot as fuck subiectul. Very hot. Ok, atâta. Da, aia Sua, nu, armata Sua nu vrea să aibă de Așa, după aia americanii vin și fac o operațiune, Operation Vigilant Resolve, care se întâmplă în aprilie 2004. <laughs> Operation Vigilant Resolve. Stai mai, nu a fost prima bătălie din Fallujah. Ba da, e posibil să, asta e background-ul pentru The Second Battle, e posibil să fie prima bătălie Prima bătălie aia. atunci când le-au murit aia patru ratați și s-au dus, s-au dus după ei și au murit no, nu, știu cât aia, anul aia, anul aia, aia a început a doua, asta e a doua, când au murit aia patru ratați. Wait, wait, hold wait, up, Paul, wait, lasă nu... No. Hold, hold, up, hold up. Edgar. Scapă de insurgenți da. și lasă orașul E mâinile autorităților. Ok. Autoritățile okay? fiind Saddam, nu? Probabil că Saddam. Atunci, da, regimul da. autoritarian. Tot da, okay. e bine mai si. Până când, well, septembrie 2004, staiți în două secunde să zic exact, ca uh, Operation Video ended with a, an agreement where the local population was ordered to keep insurgents out of the city. The Felugia Brigade, composed of local Iraqis, under the command of a former Ba'atist officer named Muhammad Latif, took control of the city. Insurgent strength and control began to grow and such, uh, to such an extent până pe 24 septembrie, când uh, era deja o problemă și armata sua a zis că trebuie să intervină neapărat. Încă o dată după Vigilant Resolve, da? Da. Trebuie să venim iar acolo că se întâmplă iar probleme. Bun. Și aici, în preludiu bătăliei, mor patru agenți. Acum uh, acum vine să le zic pe numele fals. Blackwater. Black Blackwater. Blackwater. la pirați. Da, așa. Și Sua dă cu pumnul Dumnezeu în oraș. Da. Hai să-ți număr forțele, Paul. Pentru patru contractori. Pentru patru contractori. Mai aveau No, value their man ce să zic da bine și lucrez ca contractor adică și eu aș vrea ca dacă na, să vină după mine la client da. cu da. <laughs> cu white phosphorus este este aproximată aproximat numărul de insurgenților la 6.000. Da. pentru acești 6.000 mii au fost mobilizați 10.500 de trupe americane 2.000 trupe private irachiene 850 englezi că you know What? What? cred că era pe timpul lui Tony Blair asta da Că Operation Fuck Their Shit Up Fam <laughs> da. Deci 13.350 de trupe Cu Abrams Tanks White Force First All the good toys, you know? All the good shit Și acum hai să zic casualties-urile Pe total, nu da, să spun da, individual. Da, da Casualties sunt următoarele mm -hmm. 3000 killed in action din partea insurgenților Plus 1500 mm -hmm. capturați Uhum. Unii dintre ei probabil că au fost victime de a se pe ei soldați uhum. americani mai târziu și au suferit E you know, tortură, chestii ilegale, interzise de, de convenția la Geneva. Uh, li s-au băgat fiare cinse în mână, chestii de genul ăsta. You know, the mai fun putești. stuff. The fun stuff. Și uh, din partea trupelor care au atacat au fost 122 killed și uh, 655 wounded. Hmm. disproporționat. Ia. Yeah. Te-ai te gândit că probabil că erau mult mai bine echipați și aveau forță superioară militară oh, Just saying, you know, I'm tossing that out there A, ah, da, și am uitat să spun uh, și uh, în jur de 600 și ceva de civili și 800 de Red Cross patients Pacienți uh, bă, Cred că la, la grămadă puși și cu... MASH Și cu, și cu da, atât, atât uh, personalul MASH cât și da, persoanele da, care da, erau da, în da. cadru Da, there you go uh, Yeah, upsie, cum e, cum, zice, uh, cum se face duda. pe YouTube? Exact, they did an upsie. Da Vine, vine guvernul, vine armata sua cu un cățel într-un video pe YouTube da. și spune, a, da, știți, ne pare rău, o, oh, du, 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 ne pare Am rău t -t că... accountability, da. Deci. Ah, încă n-am dat o... hate cu dar da, frumos. Că, nu, dar zice că a fost o controversă legată de joc săptămâna asta, cândva. Da, sunt un, nu cu a fost, a fost știrea asta că nu știu cum să mai Ah, Ok, okay, okay. Atâta tot. Că mai văzut și alt, alte chestii care se adică, un, grup, un grup, de musulmani americani coaliție, a scris o scrisoare către Steam să le spună să nu da, vândă joc, o da. de chestii de genul ăsta. Există și o petiție uh. care implodă multe state și uh, ONU, uh, nu ONU, dar UN, da, e ONU în România, mm -hmm. nu? Așa, să interzică jocul. Deci e una, da, una, okay. una de musulmani americani și alta da. separat, făcută ca să interzică, pentru că it will train killers. E, uh, da, uh, ok. okay de uh, așa. Nu cred că jocul ar fi să fie interzis. Nu. No, are... Cred că organizațiile, coalițiile asta de musulmani americani și așa mai departe, au dreptul să protesteze și au dreptul să îi spună stimului să luvească, da. să nu-l pună pe stim și că Valve are dreptul să ia o decizie de business și să da. vadă dacă le rentează să țină sau nu. Pe mine ce mă deranjează aici îi cât de imaturi sunt developerii care, care lucrează la el. Insistența no. lor, da, insistența lor constantă că nu este un joc politic, în timp ce refuză să arate, zic că vor să facă o experiență autentică, dar refuză să arate latura uh, combatanților de pe celelalte... Da. Ce celelalte fronturi că a nu vrem să punem white phosphorus în în joc. Fosforul alb a fost o una din elementele foarte controversate din Fallujah pentru că s-a folosit și a dat foarte multă pagubă în oamenii de acolo. Au dat cu fosfor alb, da. care e o substanță stai. care arde foarte repede stai și stai foarte tare. de secunde, două secunde. This is me learning how to da. read data. Uh, nu, cifrele sunt, una e aproximarea irachiană și alta e aproximarea Red Cross. Deci okay, nu au okay. Red Cross era 800, aproximarea irachiană ah, okay. era 670. Ah, ok, ok. Deci nu am, nu, nu am dat în, în cortumeaș. No, nu, no, nu, no. nu. Aș fi fost, ai dreptate. Era kind of like what the fuck are you even doing there? Da, nu, I deci sunt să Am fost dispus să cred. Ah, americanilor da, dat nu. animale know, și dat și în nu roșie. Eh. Da. Nu e de, de parcă n-au bombardat spitale de civili da, exact, cu dronele, în Siria. deci, da, da, deci da. So, yeah. uh, și ce vreau să zic de, cu fosforul alb, e chestia da. a care ne-a plăcut nouă foarte mult în Spec Ops The Line. Da. În momentul ăla, știi, când dai cu fosforul alb și trebuie să te gândești, a, îi rău că am făcut asta, e o atrocitate că am făcut asta și după aia într un din Call of Duty-uri apare ca element bonus, că dacă faci un de kill-uri primești White Phosphorus to deploy on the battlefield și au fost scandal și atunci nu a fost la fel de mult ca Six Days in Faluja, pentru că Call of Duty Modern Warfare este ficțiune, e bazată și ancorată în tot felul de evenimente reale. Six de in Făluja este efectiv un oraș și un eveniment real. Six Days cred că e chiar a doua bătălie, nu? Păi la asta se referă, că da. e aia, the big one. Uh, și m-am apucat și să citesc, bă, care e care faza? Că na, Rami da. Ismail foarte supărat pe Twitter. Trebuie să fie un motiv. Și-a dezactivat contul pentru câteva zile la un moment wow. dat. Așa de nervos era pe... Că na, lumea dezumanizează victimele irakiene și fa spun poveștile soldaților americani invadatori în continuu. Care s-au dus în Irak sub pretexte false pentru că Saddam nu a avut arme de distrugere în masă niciodată și aia a fost... A, ne -a bombardat o o grupare teroristă cu legături clare cu Arabia Saudită, bazată în Afganistan, hai să mergem în Irak să-l omorâm pe Saddam. Na. Pentru că geostrategic este mult mai bun. Așa, este estimat că au murit de, în, în conflictul de Irak în total între 151.000 și 1.033.000 de oameni, Calculat cu date statistice, adică câte morți da. în exces au fost în anii respectivi față de alți ani. Sunt alte studii care pun cam 500 de mii, facem media, 500 de mii. Între 100 de mii și un milion, alte studii zic 500 de mii, facem, facem media, 500 da. de mii de oameni, ușor. Sure. Coaliția, adică NATO și toate astea, au pierdut în total, zi, hai, ballpark it. Ballpark, 200. Ești chiar așa. 4.800 de 4, oameni. 4.800, Ok un pic disproporționat. Da, e un pic disproporționat. Din de care trei români, hai nu știu, bravo Simona. Da. Americanii de departe, deci din 4809, s-au a pierdut 4491. Și vreau să, vreau să fie clar, și din parte din punctul meu de vedere. Talk shit, get hit. Infanteria. Da. E, e, talpa armatei și... Uh, din câte știu și eu și din, din uh, documentare, chestii citite, sunt oameni exploatați, oameni în situații materiale precare. Ah, da, absolut, sunt. absolut, Deci da, victimele de da. sunt pe mâinile guvernului și e o tragedie da. și că au murit oamenii ăia, nu neapărat că da, 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 Deci eu când zic de uh, victime așa, mă refer da. în materie de cine ia deciziile da. și câți mor de o parte și de alta, da, nu că soldații, da. s-au dus acolo să comită atrocități. Nu, ăia de la Blackwater dus acolo să comită atrocități. Ideea e că e uh, for profit, că <laughs> nu am simpatie. Disproporționalitatea asta între victime și asta e o problemă, pentru că e clar că o da. parte era in the head. Și aici vorbim în mare și de civili că na, civilii sunt acolo, civilii americani nu sunt, civilii americani sunt acasă, bine mersi. A descoperit America, război perfect, afară, departe. Păi, zi un război care a avut loc pe teritoriul sua, în afară de la de independență. la civil nu se pune, că să pot între ei. Independență cu știi sau la original? Radine de ale doi. Da, exact. Da. Uh, și, da, este o tragedie, dar, cum am zis, afectează da. disoporționat. Uh... Da latura care niciodată nu e reprezentată, nu-i nu nu se spune povestea în niciun film sau joc sau orice de circulație mainstream și oamenii ăia trebuie să se uite în continuu să, na, ce, vreau să mă joc, ce mă joc? A, care dintre shooterele pe care îl joacă prietenii mei din SUA să-l joc? Ăsta care mă dezumanizează sau ăsta care mă dezumanizează și mai tare și nu-i gest politic? Ei, păi, și ce miraculos mi se pare acum în retrospectivă că Balcanii au reușit să aibă o industrie cinematografică cât de cât profitabilă încât să spună povestea lor de a din Balcani și vestului. Că păi, na, pe Irak Bacaric nu face asta, nu poate. Da, pentru că acolo încă îi fucking bombardează. Like, yes. adică, nu în Irak, dar. Orientul în mijlociu, da. încă, este. încă ai insurgenți, încă ai grupări extremiste. Adică în Balcani, ok, au fost, s-au întâmplat, s-au vorbit, s-au înțeles la bani și acum eu lăsat în pace și fac filme. Facă sărbie în film ca reacție la... <gătări> e trauma colectivă suferită da. de... Da, da, Așa, știi că regizor, regizorul aia zice. Da, e despre cum ne-au futut pe noi toți. Sunt sigur. It's a, it's a gory a, stuff da. Underground, e un film bun. Așa, gore. ziceam de fosforul alb. <gătări> și da. zice nu în fosfor alb, că da. știți, na, nu, 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 despre asta vrem să fie jocul. Jocul vrem să fie despre uh, conflict autentic, dar fără irachieni, dar conflict autentic, dar fără bucata aia care nu ne place, fără civili, fără... Na. E o, e o spălare completă a conflictului și a ce a reprezentat. Despre fosforul alb, voiam să spun o okay, chestie, că am intrat și eu în gaura de Wikipedia și da. pe asta vreau să și închei. Am deschis pagina de petru Faluja, am ajuns la uh, documentare despre care vreau despre ea și am ajuns la uh, Faluja The Hidden Massacre. Deci, cum spuneam, da. fosforul alb e uh, un, un element chimic, o, da, este. un compus care arde foarte rapid și foarte tare și provoacă arsuri foarte grave. și De aceea este interzis spre a fi folosit ca armă chimică în război pentru că e o atrocitate, pentru că, că cauzează cauzează daune și uh, răni foarte grave, cauzează cancer, incidența de cancer crește cu până la 12 ori. Păi, uh, ai, acum, uh, Agent Că Orange a, 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 în anii 60 acum a fost folosit. Cum dacă găsesc toate plăstirile astea? A fost folosit topește osul, by the way. Da, da, da. da. Ia, de de la contact, și de aceea nu l-au folosit ca armă deloc, l-au folosit doar ca să lumineze și să-l facă fum pe câmpul de luptă ca să vadă mai bine, să vadă mai prost. Asta, asta zic ăștia. Și citesc aici la un film numit Fallujah The Hidden Massacre, un film italian din, 2004, nu, scuze, din 2005 despre, uh, despre bătălia din 2004. Da. Un documentar și vorbește despre cum a fost folosit fosfor alb și câte ce daune a lăsat atât pe termen scurt cât și pe termen lung, cum am zis, incidența la cancer, de cancer da. la la născuți de 12 ori mai mare. Da. Um, Critics of the film point out that white phosphorus is not considered a chemical weapon under the Chemical Weapons Convention, but an incendiary weapon. Ah, păi ok, bă, stai un pic. Păi, na, stai, pe păi, nu știam. Și palmul e ilegal, dău. Da, mă, da, știi. Nu, serios, deci asta, asta e unul din critici, că nu, nu, stai, 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 stai. Da. nu da. e armă chimică, deci nu poți să spui că am ars oameni cu armă chimică pentru că e armă incendiară. Da. Nu ai problema. A fost ai, identificat, ai identificat greșit problema. Ce <laughs> penie! <laughs> oh my God! Uh, making the distinction that white phosphorus does not poison, but burns its subject. But it does Proștilor, ce creier mic aveți! White oh. phosphorus is also commonly used and accepted by military powers around the world. Și după aceea, da, în 2012, un studiu zice că... The Switzerland-based International Journal of Environmental Research and Public Health arată că în anii de după Operation Phantom Fury Ai, auzi. Au crescut de 4 uh, ori uh, așa, de patru ori uh, cancerele în zona respectivă, de 12 ori cancerele la copii între 0 și 14 ani, și uh, ok, deci acum îl putem încadra ca armă chimică. Da, cred, sper, is it though? Păi zi, uh, argumentul de mai sus era da, că, știu, da. păi nu te otrăvește, te, uh, te arde. Iată! otrăvit. Da, Plus că na, să nu uităm că s o tras cu uh, glanțe de uraniu sărăcit și așa mai departe. No, 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 nu în jocul. Tu, așa? E? Și eu că uranium. am auzit depleted, da, depleted uranium rounds și am, stai mă, pe de asta aveau space marine în puii mei. A, nu, ci că chiar se folosește pentru că e foarte greu să folosește la armor piercing rounds ca miez pentru glonț. Zim hot cu Edgar. Asta este jocul care urmează să apară și urmează să ne distrăm cu toții jucându -l facând pușchi pușchi în jocul Apolitic Six Days in Fallujah Paul, am făcut q că acum mi-a dat Uranium Slugs uh, Abia aștept ah, să ye, yeah, ia, yeah. Uite, a Și după arată, îți arată și cum arată Kill cam Când mor pe cineva în, da, în da, Call da. of Duty Îți arată cu slow motion Na, Aici îți arată, nu îți arată cu slow motion, îți arată cum intră glonțul în el Și îți arată toată, toată viața lui Cum peste 10 ani face cancer Înconjurat de cei dragi Bate odată cancerul Vine înapoi, intră în remisie După aia vine înapoi, recidivează a, precum, și... cum soldații folosiți la, la experiment din deșert din Trinity și alte chestii când erau trimiși în, în zona de conflict după bomba nucleară și se spunea că radiația este ultimul lucru la care să-și facă, care să, să facă grijă. America medicat o istorie cu căcatul de genul ăsta. Nu numai, știi, și cu oamenii ei, nu neapărat cu străinii. <sus> da, anyway. Voi să ne hot take. Hai te-am te, -am, te -am, uh, acum. Fallujah. The Massacre of Fallujah. Adică am unificat de conflicte. It's a massacre, ok? La câți oameni au murit de partea de cealaltă, it's a fucking massacre. The massacre of Fallujah, cum a început? Uh, niște agenți la o agenție care lucrau pentru guvern au fost capturați și omorâți de către niște grupuri extremiste, după care a... În uh, Minecraft? In, nu, în realitate, vorbim uh, despre historical fact, aici, nu vorbim de ce am face noi în Minecraft, nu, acesta este historical fact, ok? Mi-am făcut uh, reflexul acum în Minecraft Da, nu, 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 uh, și uh, după aia, uh, chestia asta dă naștere la o acțiune în forță din partea armatei americane, da? Așa începe Modern Warfare Call of Duty Nu I... numai atâta, nu mă dar da. imagistica din pozele pe care le-am văzut din Fallujah este reprodusă aproape exact în Modern Warfare, în momente cheie, cinematice Da, da, da Where was this when that came out? <laughs> Băi, îți convins că Îți convins că au fost și atunci contro adică era era, noi, era, uh. era, era, da, era foarte uh, Era foarte curând după Invazie, după În primele invazie 2007, invazii. A apărat, 2007 să... era Modern Warfare, da Dar nu, nu prea se vorbea de chestii din astea în media de jocuri. Media de jocuri era ce era, IGN și GameSpot. E, jucăm, e, tragem puști, puști, e, ce fain că avem arme moderne, nu mai tragem în numai naziști. Îți convins că dacă te uitai unde trebuia, găseai și atunci discuțiile astea? dar asta a fost, nu neapărat hard take da, conexiunea pe care am făcut-o eu, că Modern Warfare este clar bazat pe, pe Fallujah. e inspirat foarte puternic din conflictul ăla, are și alte fire Spec dar a apărut mai târziu. Știu, da. Da, da. alb de acolo. Zic că exista preluc. un joc care folosea uh, acel conflict, da, acel da, masacru da, da, da. și uh, da. și, uh, și după aia a continuat și a băgat fără alb în uh, mai multe jocuri în viitor. Băi, ne căcăm noi pe, pe developer și pe media și cum vorbește și pe jocuri, dar în ultimele două decenii, hai un deceniu jumate, jocurile și media de jocuri sunt maturizat foarte mult. Modern nu Warfare... suntem încă unde ar trebui să fim? Modern Warfare 1, primul Modern Warfare nu prea ta foarte bine tabăra celălalt, e da foarte american-centric, da. US-centric, păi, povestea. Da. da. Era zeitgeist tu. Da, I guess. Era. The War on Terror! Exact. Oh, god damn it! Cred că scăpăm de el, la nu? E încă aici. Never ended. <laughs> War on Terror e spin-off la Războiul Recii empire Nici măcar nu e hot e dați e așa Nu e spin-off, e sequel Nici măcar e sequel E soft e... reboot, e genul de, de, de stealth sequel, știi? Da, da, da Cu Ai ai care parcă se deconectează și pe la final ți le leagă cumva de ah fac mi vai ăla cum split în același univers cu unbreakable du te pula mea cam așa e războiul rece și războiul din Orientul Mijlociu e exact aceeași chestie sau să aceeași mujahedini du te pula mea aia pe care care erau prieten cu Rambo pula, cu Rambo, da, da, nu pula nu știu, mea nu, stii știi când mujahedini știi Al-Qaeda Al-Qaeda Al, -Qaed, Al, -Qaed, Al, -Qaed, Al -Qaed, și după aia la finalul filmului post credits da. uh, când merge villain-ul uh, Bin Laden în, înapoi în Burlog, își dă jos ce avea el pe cap, nu vă zic turban, că mi se pare că, cred că, avea se, turba, cred că, că se numește probabil că se numește acum. Da, dar se, sigur se numește acum. Ok, asta, na, da. Chestia de pe cap jos. Se uită la... Se uită la ceva poză înrămată cu prietenii lui și This is for you, my mujaheddin friends. Atunci faci legătura. Atunci abia. amin dacă o faci abia atunci, I'm sorry for you. <laughs> Uh, bon, să la, o poză, se la o poză cu George Bush senior când erau prieteni încă <laughs> cu Reagan. <laughs> și asta înseamnă să faci uh, conversații maturi despre jocuri. Da. Uh, uh, hai să terminăm acest episod uh, impromptu de cea pe House și să trecem mai departe la <laughs> Trebuie să, să mă scuzi, <laughs> eu nu minimizez insurrecția, uh, insurecția, Corect. cauza insurecția din SUA. Da. Hai să vedem aici. Am o știre bună pentru tine, Paul. am postat tot ți-am am zis Ah, Paul has to hear about this. Epic Game Store spune niște court filings. Filings? Cred că sunt filings. filings, da. filings nu sunt plombe de... Pentru procesul? Da, pentru proces. Okay. Uh, Revealed some interesting new details about Epic Game Store. According to the filings, Epic has lost around 181 million uh. în 2019 uh. și 273 million în 2020. Asta e Epic? Compania Epic? Uh, epic Sau. and Epic Game Store Deci tot Epicul. Tot epic E da. pe pierdere? That's the thing here Că nu sunt breakdown-uite Și ca să, okay. ca să văd exact Ar trebui să intru okay. pe okay. Bun. Bun, că știi că Poți să pierzi poți să ai din altă parte Știu, în ce, știu exact și, ce spui exact da, ce spui Ideea da, da. este okay. că uh -huh. Da. Uh, uite, ba nu, ba nu, scuze, e, e specificat. Uh -huh. Epic Games tot are pierderile astea. Deci doar ok, Epic Games tot da. Cum da. am da. și preconizat. Exact, e pe câștig? Era am... evident, știm asta da. de la developer care au trecut pe Steam și au simțit exact. un boost da. la vânzări. Da, e, e clar că e pe pierdere, dar uh, Tim spune că se fracă pe mâini și spune according to plan. Totul e perfect, pentru că abia în 2023 se așteptă să facă profit. Ok, știi ceva, Edgar? Ce? Îl iubesc. Gata, îmi place de el. Neironic, îl iubesc. Îl pui față în față cu pierdere de astea enorme și zice, dar așa și asta asta și voiam <laughs> cu piciorul Bye. rupt. Osul osul ieșind prin <laughs> prin piele. A, ah, planul meu se desfășoară exact cum voiam. Pentru că asistenta <laughs> aia drăguță de la urgențe. And then I hooked up. Yes. The pack. Uh, spune că Epic exclusives are not profitable for the company. Da. Și uh, uh, additionally EGS has currently more than 160 million registered users and more than 56 million monthly da. active users. Aia care iau jocurile gratis probabil. Da. Știu, deci știu exact care e strategia și da. știu exact și la, ce, la ce se referă e strategia Amazon. Da. Mergi pe pierdere sau pe zero, crești în user base și abia după da. aceea începi să faci profit. Da. Tăind din gratuități și așa mai departe. Acum problema e că el zice e just as planned pentru că planul este eu oricum nu voiam să fac profit până în 2023. Fair Ce nu știm e, uh, câți useri activi care și cheltuie bani pe magazin nu te aștept să ai până atunci. Și asta nu menționează nici el. Nu. Zice doar avem atâția acum. Și mai zis tu, user activi înseamnă poate joacă Fortnite și nu cheltuie bani, poate intră să-și ia săptămâna la jocul gratis, eu. Sunt user activ de Epic da, Game Store. Și eu. N-am cheltuit niciun bani pe el. Sunt nici eu. Na. Deci, deci da, everything according to plan și everything, mă bucur că uh, ce-am speculat eu s-a adeverit exact cum am planificat eu Nu! No! You mastermind the mastermind! Tim Sweeney, te provoc la duelul minților. <laughs> you, I will crush you, Tim Sweeney to Mai mastermind. Zi dată... <laughs> in, uh... <laughs> Mai zi-mi cifrele alea cu pierderile. Oh, god damn it, Paul, you, you thirsty... B-word. <laughs> Zic că mi-am dat 181 de milioane în 2019 <laughs> și 270 de milioane în 2020. 2019 anul în care s-a deschis, man, nu? Da, da. Măi, știi ce? Te... Adică m nu m-așteptam să... Stai, mă. Stai o secundă. Stai. S-a da, da, deschis, avut... like în decembrie. <laughs> What the fuck? Când a apucat să pierd așa mult? Holy shit, acum <laughs> că spui. Games, Holy stole. shit. Open din Cred că în de s-a deschis. De uh, decembrie 6, 2018, scuze. 2018, deci, de deci wow, da, tot, anul, okay, tot anul. tot okay, anul okay. Da, da, da da. <hîr> da. da, Gata, ai terminat de, de a te da. satisface? Bun. Da. Te rog frumos, Paul, hit me up. Păi eu nu prea am mare lucru, deci eu mai inter... mă bucur că am putut vorbi despre Faluja în sfârșit, că mi se adunaseră, am și vorbit cumva, da. nu foarte organizat, că mi se adunaseră foarte multe informații pe parcursul ultimelor luni și le-am dat pe toate în ordine afară și mai mult am vorbit cred că despre războiul din Irak. Cum am vorbit despre Mike Pompeo săptămâna trecută, ăsta e podcastul nostru acum, A, nu știu ce să vă zic săptâna viitoare vorbim despre invazia din Venezuela aia în care niște ratați 20 de americani tot contractori privați au încercat să invadeze Venezuela și să o, să o cucerească or something Operation Silver ceva nu știu de niște după că există deja există deja planturi în Venezuela care uh, sunt în guvern și uh, candidați la președinție de ce mai dracu mai trimit și forțe separate this is some Bay of Pigs bullshit de, deci s-au dus 20 de oameni au încercat să să captureze de unii singuri și <laughs> cineva e de dusă de gol și o prins când de barcau. exact, Nu știu cum reușești să nu se învețe minte pe parcursul decenilor. Băi, nu, no, cred, cred că, cred că pe, fire. total uh, au mai multe win uri decât losul, dar losul ăsta atât de dulci. Uh, cineva că... are un kink. Băi, nu știu cum poți să zici un win, pentru că se cheltuie foarte mulți bani. Da, De se cheltuie ceva la un dat, mulți bani. Cât, cât, uh, Costul estimat al atacurilor din 11 septembrie era undeva între câteva mii de dolari și câteva zeci de mii de dolari. Da. Și americanii au cheltuit trilioane în bugetul de apărare ca să răspundă la asta. Da, e. știm de ce a cheltuit mult. Știm da, de ce știm și cine de câștigă de, ce de aici și sunt de sigură Dar. Glumesc. De da, nu, știu. Adică. Nu știu. Cine, cine, trebuia să câștige bani, pentru okay, acum, banii. Acum trebuie să spui principal, ca să nu se că... Contractorii militari. Exact. It's all about the industrial, uh, military, da. industrial, military, military, industrial military, industrial complex. Care sunt da. conduși de știm noi cine. De patroni <laughs> military industrial complex. Nu o să da, nu cred. De Lockheed, Martin, Cai că numere acum pe toți. General Motors. Exact. Fapt, a, chestia da. asta. Ideea este că banii aia sunt... Dar cine sunt în cuși... spatele lor, Edgar, de fapt? Niște politicieni, probabil. Sau invers. Lobbyști, Niște politicieni sunt, probabil, sunt... Da. sunt da. uh, Frații Couch. Exact. Oil Barons de obicei, Warren Buffett, uh, Arabia da, Saudită. Da. da. și Arabia Saudită face parte din industria industrial american, inclusiv Israelul. Little known Și în Israel cine trăiește? We <laughs> finally made it. <laughs> <laughs> Într-adevăr, acolo trăiesc yes. izraeliții. Da, exact. Pentru că pe aia, aia pot fi criticați pe bună dreptate, mai ales guvernul. <laughs> Bun venit la cea pătrat house Și-a mânat Deathloop Boom, boom Deathloop s-a mânat Ce tristețe Atâta S-a mânat Deathloop Trebuie De să apară în mai Apare în septembrie mi ciudă că nu s-o Că nu s-o amânat până în 2022 Ca să-l pun în articolul Din revista Care o să apară O să apară, da Pe care îl scriu acum Bun Vei să scrie un review la Deflu la o joc pe care nu l-ai jucat? Am, am, hai că pot să dau un, mic teaser. Te rog, te rog. Am un articol care se numește Jocuri pe care, vreau, pe care abia aștept să le joc în 2021. Abia aștept să află care sunt. Iată, veți afla cu toții. Bun. Atunci hai să închei și eu această paradă uh, cu, cu... Militară. Da, e o paradă militară. god fucking damn it. Yes, we hate the military, guys. Dacă sunteți ascultător noi suntem un, un podcast, nu neapărat pacifist, dar cu, cu siguranță împotriva complexului militar-industrial care se pare că creează victime și produce bani pentru câțiva oameni. Hey, Power Team Forces 2 încă face chestii nu știai? Îmi amintesc de existența acestui joc prin faptul că mi am amintit de el. Zi. Team Fortress 2 are o problemă cu boții, pentru care Valve a luat măsuri acum un an sau doi. Măsuri care s-au dovedit a fi deprisos pentru că în continuare boții merg liber, nestingheriți prin, prin serverele publice de Team Fortress 2. Și acum... Acești boți fac reclamă la imunitatea la boți. Ador. Deci ăsta e business modelul perfect. Kind of, yeah. Hei, vrei să nu te mai hărțuiesc? Mănuț, E mafie! <laughs> Există anumite teorii ale conspirației, altele decât cele pe care le-am menționat mai devreme, și care erau o glumă în Așa, Minecraft. Da. Eugh că majoritatea virusilor, nu știu dacă știai, Edgar, sunt făcuți de companiile care îți vânție antivirusul. <laughs> Ceea ce e o prostie, e ca și mai zice că încuietorile îți vândute, că ho hoții din locuințe îți mână în mână cu producătorii mai, știi, de încuietori. Mai știi, știi, știi ce, Paul, știi ce care e partea cea mai nasolă asta cu video și. E că n-ai cum să știi. Nu, n-ai cum să știi, dar când Amin... ai avut un virus ultima oară? Corect, nu, nu. Și, și încă există. Încă există, da. Ei, lor le trebuie doar narrativa că există virus, nu le trebuie. Da, 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 hai de toate, hai de da. Că asta, asta, plătești, tu, nu știu, niște, dai niște bani la un post de televiziune să zică că un nou virus face ravagii și automat crește vânzările. Nu trebuie să ai da. un virus neapărat. Sau în numele la incredibil de mari de oameni infectați sunt de obicei rudele mai bătrâne. Care... Liberează un un newsletter în care zice, a, nu știu câți useri afectați și îl preia cineva... Și și așa mai departe. Nu trebuie să, să investești timp să faci un virus. Our boys, băieții care our boys in blue. boții, they, are in on the racket hard. Te rog, spune cum îți fac reclamă boții. În chat. În timp ce te teabag e? În chat, da. În timp ce te teabag și îți dă un spray pe, pe cook să, să știe că ești al lui pentru totdeauna, îți, dă un chat acolo, în chat privat. Dacă vrei, să, nu te mai, să, mă opresc. Da, da. Uh, și sunt evident, sunt Scriptul chestiile astea, în momentul când care la pe cineva, îi trimiți un mesaj automat pe și ce băi, dacă vrei să nu te mai moare boții mei foarte, foarte preciși, uh, ar trebui să îmi dai niște bani. Și te pun pe listă Super. de avoid. Acum, A Partea cea mai mișto este că n-ai nicio garanție că se va întâmpla. Da, exact, că, hai gândeam, că nu cred că vând chestia a, detectează codul third party și îl blochează, nu, n-are nu. ce, adică doar, nu. Te, nu. cum ai zis, te pune pe o listă undeva. E ca la uh, ăștia, ransomware, și dă bani și-ți dau cheia. Nu, numai atâta, dar, uh, de pe Eurogamers spune că, oh, they're, they're also offering the ability to buy out the bot hoster for a cool $500. The bot what? Hoster, the hoster adică, the Locul unde sunt Sunt zboiți pe server Adică da. să duci tu la oh. A, e scheme, să e piramid scheme Să-ți faci banii mai departe Basically, yeah Adică vin, <laughs> cumperi de la mine Și faci ce vei cu el Și whatever Vin la tine acasă Să fac o prezentare Și vinci ah, în piramid da, scheme Și găsești pe alții mai departe Că for this The hoster promises To shut down Their 100 bots and throw in a Discord phone call for free. Of course, there is no way of knowing if the bot owner would actually stick to this promise. E ca și în oh, yes. uh, Și nu mai atâta, dar se pare că dau și link-uri la site-ul care pretind că au child pornography. Acum, mm. acum, nu este verificat, nu există nicio dovadă că asta ar fi adevărată, dar simplu fapt că există reclamă la site-ul care pretind că ca au cealaltă pornografie pe Steam direct pe serverele publice not a good look honey. Cred că nu nu mai sunt de wholesome oamenii ăștia care comit uh, efectiv uh, șantaj. Oh, dai, parcă, da, Parcă nu mai place de ei acum. Adică au trecut de la Da, da, știu... dar mai dreptate. Adică, adică... Steam ar trebui să aibă... Da, pula mea, când faci reclamă like free child pornography, here's the shady link, Chit uh, că ai sau nu child pornography acolo, da, 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 ar trebui exact. să nu închizi... Nu Nu-i genul de link care ar trebui să existe da. acolo, da. adică, yeah, it's a, a catch-22, adică dai click, nu dai click, uh, why is it coming to me and who's that da. guy? <laughs> uh, da, este, este o oribil, dar se pare că they're, they're working on it, uh, Valve uh, e foarte hands-off cu Team Fortress 2 de foarte mulți ani, și uite în ce stare a ajuns În halul ăsta de hands off Da, în care n am mai făcut nimic Abia după ce a Bine fost Dacă îți pui ceva mod să vezi lumini mai frumoase în uh, Counter-Strike Te banează cu un vacu Băi stai mai puțin că Counter-Strike e big money Asta e Team Fortress 2, eu au pe gratis acum Adică nici măcar uh, Băi ne-am uitat valorile Da Unde este the hat-based economy? Păi gata, bă, a plecat socialistul de Varoufakis de la... Ăsta Băi... s-a să fie ministru în Grecia, în renașterea de Nici stânga. Nu cred că mai e acum în ministru în Grecia, că a fost pe... Nu, nu, nu. Da, a fost atunci, data, chiar data. în 2014-2015, plecase de la Valve ca economist. Da. După ce a făcut pălării să să fie ministru de finanțe în Grecia. Și acum grecii schimbă, sub, schimbă basmale și, uh, și sunt într-un boom economic. Iată! Au o economie pe bază de basma și tazichii. Exact. este de de Tzatziki Down Economy. Ești afară. Ce scuze pentru greci dacă ne ascultă asta? This is very insensitive. <laughs> tzatziki Down Economy, te voia să zic două. No. <laughs> Too late? Ai zis deja varianta greșită? <laughs> Paula, am avut săptămâna asta și wow, ce săptămână. Săptămână, am fost, man. Vezi, trebuia să pui fus mai, mai degrabă. Da, trebuia să joc și eu ceva în care fut animale și uh, era mult mai bine. În loc să, ce uh, trebuie să văd despre conflictul din Irak. A trebuit să mă uit pe Wikipedia pentru că dacă, dacă vorbeam despre chestia asta, de am și amânat. Am zis că trebuie să citesc ce căcat da, să Și eu la fel, că inițial am zis hai să văd despre ce. Dar ce știu despre el? Știu despre joc ce au zis alți oameni. Nu știu eu ce s-a întâmplat, am eu părerea mea și ok, bine. O să citesc aceste șapte pagini de Wikipedia Știi care e cea mai mare, cea mai frustrantă chestie? Pentru că eu dacă n-aș fi citit Dacă aș fi fost uh, mai gangho cu chestia asta Și aș fi doar aș fi zis că Da mă, în Fallujah s-a întâmplat, nu știu Civilian casualties și crime de război la plezneală, mai fi scutit de citit o pagină de Wikipedia incredibil de lungă, pentru că exact da. asta s-a întâmplat, exact ceea uh -huh. ce te-ai așteptat să se întâmple din partea armatei SUA, s-a și fucking întâmplat în conflictul ăsta, la fel ca în Mogadishu, la fel ca în Vietnam, la fel ca în, 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 Corea, de, în Corea, că atunci era da. Corea, uh, vine SUA și îți faceți ție dreptate cu arme toxice care îți poluează apa și pânza freatică și îți omoară copiii timp de două generații sau mai mult. Fine! Aaaa! Când nu vrea lumea să vadă contel politic, <laughs> Paul, ce? Unde ne găsești? Zici și mie. Băi, eu, eu nu mai promit nimica pentru că n-am putut să mă țin de nimic să venele trecute. Da. Dar ar trebui să anunțăm mai informal, mai așa, nou program de streaming, nu? Da. Tu ai zis că ai vrea să reduci sau să închei streamurile din weekend, nu? Problema următoare, că marțea este a cui nu înregistrează, iuși. Exact, da. da. -ă, înregistrează, editează. Ce editează, uh, da. Da. Miercuri eu, mm -hmm. tu, eu teoretic, joi, joi da. eu, vineri mm -hmm. și sâmbătă vreau să o scot. Atât tot. Ok, da, aia, aia dispare. Da. da. Mai, mai de multe era și sâmbătă și duminică, dar na, să facem oh, așa. Deci, la da, ideea este în felul următor. În principiu, streamurile vor fi marți, miercuri, joi, vineri. Da. Și cine apucă? Că de obicei, dacă nu pot, îi zic lui Edgar și mi-a -mi locul și să joacă There el go. ceva pe stream. Da, cam putem să ne bazăm că o să fie cineva dacă unul din noi nu uită. Da. Se mai întâmplă. I know. să... E, e, Paul. Da. se mai întâmplă. să dăm play pe Unlisted. Ah, Cum da. te-ai simțit? Cum te simțit, Edgar, când ai, dat, ai pornit stream la ora promisă, da. doar că nimeni nu știa că ai promis-o și tu erai singur și cum te simțeai? Neavând uh, pe nimeni alături de tine. că nu crește zero-ul ăla, am, mă simțit absolut oribil. După care am, uh, am dat fereastra în jos de obiect și am văzut Unlisted, iată. Oh, yeah. deci nu sunt de căcat așa, e doar că n-am uh, <laughs> am uitat să e zau. Doar că efectiv n-am pus în în singur <laughs> loc. Da. Na, în principiu o să avem așa, deci avem... Um, marți, miercuri, joi, vineri și o, aveți o, o panoplie de băieți care vin și se joacă. Exact. Ca, nu știu, ce, ce ne jucăm, Engar? Ne jucăm Abe's Odyssey. Ah, Un yes. joc politic. foarte bun. Un joc foarte politic. Da. Eu poate reușesc să recuperez datoria aia să mă joc RTS-ul ăla, să fac o copertă încă din văd seara asta. cum joci voi un RTS pe stream! O veți, o veți fi văzut ieri, Da. dacă s-a întâmplat. Uh, pentru că ieri mi-am făcut prima doză de vaccin și în funcție de cum m-am simțit, am strimuit sau n-am strimuit uh, da. seara. Da, asta rămâne de văzut. E ok. Și după aceea, din partea mea o să urmeze... Uh, vreau să mă joc uh, pe termen lung Watch Dogs, nu complet, pe stream, câteva reprize de Watch Dogs și câteva Naruto Ninja Stones, poate facem un, uh, un eveniment uh, comun, dar mai vedem Edgar, mai vedem, Naruto combina cu Guilty Gear, poate facem așa poate un uh, hype, variety show. Da. Ok, așa, și avem let's play-uri? în fiecare sâmbătă. Deci de marți până de marți până luni avem nimic, luni ne înregistrăm. De marți până joi vedeți uh, vedeți streamurile seara la ora 9 jumătate și sâmbătă apare episodul din long play-ul pe care îl avem. Avem momentan Dragon Age Origins, mai avem cred că două sau nu, trei sau patru episoade, nu pentru că un, unul e pregătit deja. Nu mai minți, sau pentru, pentru că nu nu știe ce, de ce nu mai pentru că tot timpul când zici că mai avem trei sau patru episoade, după aia spui: a, și mai e și DLC-ul." Nu, 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 DLC-ul facem eventual după ce mai jucăm încă două jocuri și după aceea vedem ce facem cu dlc -ul. Ok, mă bucur. Deci DLC nu -l facem tehnic acum. e the best part. Da, de aia zic, nu-l facem acum, ne luăm o pauzică de la Dragon Age și <laughs> oh, vedem. Yes. Dar da, suntem pe final, am ajuns la Landsmeet, mă rog, am, am, vom ajunge weekendul ăsta la Landsmeet, am înregistrat deja. Da. Și după aceea mai avem Landsmeet, Alien, 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 Alien Elven, Alienage și... Um, ultima bătălie de la final da. Și după aceea o să începem cu alte jocuri Da, na, Streamuri, alte jocuri. Long play-uri, alte jocuri. of all my friends. Yes. Da. Și pentru asta și mai multe le găsiți pe YouTube la Joc și Vorbe 14, 16 dați acolo un like și un subscribe, am o zi că ajută. Bing, bing! Tot acolo puteți asculta și podcastul acesta, pe care îl mai găsiți și pe SoundCloud, Spotify, iTunes și toate aplicațiile de podcast de pe telefonul celular. Pe Facebook ne găsiți la pagina Joc și Vorbe, unde anunțăm ce e de anunțat, promovăm ceva de, promovat și mai postăm din când în când câte o poză ceva. meme! Toate, de, de dus, de pentru toată lumea. Ne puteți scrie oriunde ne găsit, și există o rubrică de comentarii, sau pe adresa joc și vorbe, gmail.com. Și, desigur, dacă doriți să ne susțineți financiar, o puteți face prin donații în timpul stream link în descriere, ciubucuri pe coffee.com/joc și vorbe, sau o contribuție lunară pe patreon.com/joc și vorbe și vă mulțumim pentru generozitate. Din toată inima. Dar atât, POC, mei. <laughs> eu am fost Edgar. You're a post, Paul. Ciao, bye.